În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine, în primul rând. Ce ai făcut tu? Analizează-te pe tine, ai Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu lucrurile cum trebuie în relația cu mine și eu am greșit mereu? Da, acum cum o vezi pe ea făcând toate? Nu mai văd nimic. Adică pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe. Atât în rest nimic. Dar povestea asta, la ori, să înțeleg că s-a terminat după scandalul cu Alexa, adică acolo te-a foarte tare, nu? Clar m-a deranjat foarte tare. Îmi pare rău că n-am luat decizia de atunci. Ai suferit din dragoste? Sincer, da. Dacă mă întreb de momentul ăla, episodul ăla, da. Rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Ana Maria ar putea să facă așa ceva. Mi -a zi... La un moment dat a zis că am luat ceasurile. Da, da. Păi, a vrut ceas care la, are la Richard Milila, Am dat 100.000 de euro. Mie, dacă îmi spunea vreau geantă Hermes de... 75.000 de euro de crocodil, de nu știu care. Niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui Mama. Pă, pă bune, ce m-a plătit? Era Pionela prodan cumva și ei cu de la Aluagda sau și cu de la Hilal. Eu i-l am cumpărat, absolut. Pot să spun tare, răspicat tot. Și, și am, am și facturile. De deci ce ți-a arătat ea eu dacă ți-arăt trei mail-uri, numai că le-am primit astăzi? Am înțeles. De deci, ce? Proaspătă deci, treabă. Cred că am 2000 de mail-uri de la Ana Maria. Am auzit-o de foarte multe ori. Nu, mai, nu o să-i să pun numele lui Bebe Prodan. Păi pe tine nici te cheamă Prodan, în primul rând. A, nu. Îi cheamă Ana Maria. Dumitrescu. Eu am luat-o. Ana Maria Dumitrescu a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu. E plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care. O să-i dăuneze la un dat lui Bebe ce treaba are ea, de exemplu, cu Corina. Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea. Și ce simți pentru Corina? Eu sunt foarte fericit. O iubesc. O să avem un băiat împreună. Adică simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte, foarte pozitivă. Și mi-aș fi dorit ca și Ana Maria să aibă parte de același lucru. Ți-ar plăcea să vezi că să aibă o relație, să își continue viața? Aș amința... fi, cel mai, probabil, aș fi cel mai fericit om din lume. Probabil atunci se va potoli. Bă, am... dar noroc că am avut de femei. <laughs> Serios, dacă nu să... Da, mi-aduc aminte și de Mariana. Acasă, acasă, Pizza Cât poate să fie omul ăsta de bun? Acest podcast cu tine... E, e senzațional. La podcastul Acasă la, la Moruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni! Bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Invitatul meu probabil este unul dintre cei mai așteptați invitați. Nu numai la podcastul meu și în general când vine vorba de podcast și în general când vine vorba să vorbească despre viața lui. În această zi am onoarea să dăm un uh, cincin, un noroc cu Laurențiu no, Reghecamp. Mulțumesc, Laurențiu, no, că ai venit la podcastul Acasă la Măruță. Mi-ai spus de la început bă, o să dau un noroc cu tine așa de uh, complezență, că nu beau, sunt cu mașina, dar uh, am vrut să ce și cred că putem să cinstim, în primul rând, și în uh, cinstea băiatului care urmează să apară în vreo două luni și jumătate. jumătate da. Corect? Da. Te-ai gândit și la un nume? V-ați gândit la un nume? Da, dar mai ne gândim. Încă, mai, încă vă mai gândiți. Da, mai lucrăm. Da, 100% e băiat. 100%. 100%. Atunci, noroc pentru el. -a uh, și să știi că am un cadou de la prietenii noștri de la uh, Sâmburești, un vin alb. Uh, de obicei tu bei vin alb, uh, rozet, roșu? Depinde ce mănânc. Perfect. Atunci să fie unul alb de la prietenii de la Sâmburești. Și pentru Corina, uh, pentru ea avem un roze. Ca să nu pleci cu mâna goală okay. de la noi de aici. Le las aici. Perfect. De la prietenii de la Sâmburești, ți sunt zis un vin pe care chiar îți recomand să-l încerci. Este senzațional. Nu, no, ne place mult de tot. Ce faci? Cum ești? Bine. Fericit. Am avut aseară un meci. Exact. Am câștigat bine. În ești general, bine. În general, bine da. Te întreb cum ești, pentru că în ultima perioadă au fost așa tiruri îndreptate către tine de către Ana Maria Prodan încă soția ta, că n-ați divorțat, nu? S-a amânat primul, primul termen. termen care l-am avut la buftea, din cauza faptului că a avut niște probleme, avocații au avut COVID sau ceva de genul ăsta, avocații ei. Avem termen în aprilie și sper să se rezolve cât mai repede. La urma urmei este vorba doar de un divorț. 15 ani a stat căsătoriți. Aproape. Aproape 15 ani căsătoriți la Las Vegas da. și uh, o relație care s-a terminat. Și te întreb pe tine de ce s-a terminat sau de ce n-a mai funcționat sau cum stau lucrurile. Pentru că oamenii au auzit tot felul de povești sau au auzit doar uh, partea a Nei Maria. Nu, lumea nu știe și punctul tău de vedere. N-am vrut să intru în, în acest subiect și n-am să intru nici acum. Am să spun câteva lucruri, așa în mare, pentru că. Țin foarte mult la bebe și știu că suferă de fiecare dată când aude anumite comentarii. De aceea m-am retras, de aceea n-am vrut să comentez absolut nimic din ceea ce spune Ana Maria. Este problema ei. Cum va gestiona de acum încolo relația și ce se va întâmpla, mă refer aici la relația ei cu, cu bebe, pentru că are 13 ani, cât de curând o să facă 14 și crește, aceste discuții, aceste comentarii, aceste uh, lucruri care apar în presă uh, îi fac rău. Pentru că merge la școală, este băiat, joacă fotbal, uh -huh. iese afară copiii, copiii sunt răutăcioși, știi cum, se fac da. lume uh, De aceea am, am decis eu să mă retrag și să nu comentez absolut nimic, să nu-i fac rău. Uh, de ce s-a terminat? S-a terminat că s-a terminat. Au fost anumite situații în, în viața noastră. Iar eu am considerat că este mai bine să punem stop decât să stăm să avem parte de evenimente neplăcute în familie. Practic, zic, nu mai erați un cuplu de mai mult timp? Nu am avut în ultimii, în ultimii ani am avut anumite probleme. Da am avut anumite probleme pe care am încercat să le trecem. Încet, încet, să reușim să trecem pe, peste anumite momente, dar nu s-a putut. În momentul când nu mai este armonie, când nu mai este iubire, când nu mai sunt lucrurile așa cum ar trebui să fie. Și. Intervin uh, momentele de ceartă, de stres, copiii sunt mari, înțeleg absolut orice uh, gest pe care îl face, absolut orice ceartă care intervine între părinți, uh, este dificil. Mai ales că eu în ultimii patru ani de zile mi-am petrecut foarte mult timp cu Luca și cu Beme în, în Emirate. Ei au fost la școală acolo, au stat cu mine zi de zi. Uh, bineînțeles, și Maria, uh, Ana Maria venea de când avea timp, da. pentru că a avut. Uh, ce s-a spus anumite da. evenimente care le-au avut să, în viață? Aș vrea să le spunem celor care urmăresc podcastul, acasă la măruță și poate nu știu exact cum stau lucrurile. Da. Luca are 20 de ani și este băiatul din prima căznicie, corect, cu da. Mariana, Mariana. Iar Bebeto, Bebe, cum îi ziceți, voi, da. este cel de 13 ani și este Laurențiu Reghecamf Junior, Gen. da? Este băiatul pe care îl ai cu Ana Maria. Cu Ana iar când povestește de fete, te referi la Sara și Rebecca, care sunt fetele din prima căsătorie ale exact. anei, Ane. nu? Da. Bun. Iar în Emirate ai stat patru ani cu Luca și cu Bebe. Cu Luca și cu Bebe amândoi fiind la școală. Luca și-a terminat liceul în Emirate, acum este la facultate, la facultate americană aici în, în România. A început prima parte în Las Vegas, dar fiind pandemia, fiind problemele da. astea, nu am putut să-l trimitem și am decis să-l mutăm la București pentru că este mult mai, uh, mai ușor pentru el. Iar Bebe l-am înscris din vară la școala americană aici în București. Dar care e relația ta cu Bebe? Vedeam la Ana Maria că spunea că nu l-ai mai văzut de mult timp, că nu vrei să-l vezi, că nu-i răspunzi. Uh, și exact, mă bucur că ai precizat asta. Ai stat patru ani cu el în Emirate și între voi e o relație specială? No, pe Bebe, Bebe nu ca stat. Eu vorbesc de ultimii patru ani dar bebe nu a, eu nu am fost plecat în nicio țară fără ca bebe să nu meargă cu mine. El a fost în școală și în Saudi, a fost cu mine peste tot. Absolut peste tot, bebe asta nu mai lângă mine. Uh, relația mea cu el este una foarte bună. Dar uh, datorită acestui uh, conflict între mine și Ana Maria și a faptului că ea a hotărât să facă acest pas și să facă public foarte multe lucruri, um, el suferă. Și a intervenit puțin o, o răceală. Dar nu că nu avem o relație. Uh, și a intervenit această răceală datorită faptului că bebe a fost crescut de mine să-și iubească mama, indiferent de ceea ce se întâmplă, și să ia apărarea să o ajute în toate momentele care, uh, pe care le va avea în viața ei. Normal că simte ceva în momentul când Ana Maria se duce la el și o cunoști pe Ana Maria, are temperamentul ăla, fă așa, de așa, uite ce a făcut, uite. Eu totdeauna i-am spus, mă, Ana, nu mai băga pe bebe în discuțiile astea, pentru că are 13 suferă. ani. suferă. Adică o să, o să, pe parcurs, el o să vadă lucrurile altfel, crește. Și atunci nu o să fie bine pentru tine. Eu niciodată nu i-am spus lui Bebe problemele mele care le-am avut personale cu tine. Pentru că nu era cazul. El este un copil, el trebuie să crească, să fie educat, să facă școală, să facă fotbal, să facă ce vrea. Dar să aibă un program și să fie foarte bine educat. Ce avem noi de împărțit, ne putem rezolva problemele ca. Doi adulți. Doi adulți. Nu avem nevoie de Bebe sau de fete sau de Luca. Adică sunt. Ei trebuie să fie în afara acestor probleme. Pentru că așa este normal. Așa trebuie să facă orice părinte. Dacă când ai luat decizia asta de sparție uh, și să puneți punct relația, ai vorbit cu bebe, ai vorbit cu Luca înainte, ai vorbit cu fetele sau nici nu știu uh, cum, cum au stat lucrurile? Păi, nu, că nu aveam nevoie să vorbesc cu copii. Nu știu, mă gândesc că te duci la spui, uite, nu, nu mai nu, merge relația între mami și tati. Nu, 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 pentru că nu ai cum să faci asemenea lucruri, n-ai cum să te duci la... N-am aveam cum să mă duc la un copil de 13 ani. El a văzut, toți au văzut, că au fost multe momente unde am fost împreună și au fost anumite evenimente care n-au fost uh, ok. Și și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Bebe întotdeauna încearcă să... Eu să fiu cu mama lui, e normal. Normal. El Pentru asta. că vrea să-și vadă părinții împreună. Exact. Dar uh, am vorbit cu Bebe de câteva ori, dar numai că nu vreau să-l implic în chestia asta. Nu înțelege. El totdeauna vede altceva. Și e normal să vadă așa. El vrea să vadă pe mama și pe tata. Când ai văzut ultima dată? ți a dor de el? mi dor, l-am văzut la un meci, l-am văzut, am mers tot timpul să-l văd la antrenamente, la... dar am o evitat să merg acasă la Znago. I-am lăsat în un... casa unde am stat împreună cu Ana Maria, am lăsat să stea Bebe și cu Ana. Da, e casa care e pe numele vostru, pe numele Amândorura? Da, este casa pe care am pe numele meu. Este mm. casa pe numele meu, dar am. E normal, eram căsătorit cu Ana Maria. Discuția asta la fel este. Ana Maria s-a dus în niște chestii care sunt total neadevărate. Adică nu i-am cerut nimic, nu i-am făcut nimic. Nici măcar eu am introdus numai o, o cerere de divorț, fără niciun partaj, fără absolut nimic. Și, ba, ba mai mult, i-am dat dreptul să-l crească pe bebe, să aibă grijă de el. Dacă nu, poate îl iau eu, nu e niciun fel de problemă. Ți-ar plăcea? Da. Dar crezi că Ana Maria poate să-l crească cum trebuie pe bebe? Da, da, da. Poate. Da, da. Bine, eu vreau uh, să spun că nu, e sunt, nu sunt aici ca să vorbesc cu de Ana Maria. N-am niciun interes și nu o să fac lucrul ăsta niciodată. Indiferent de ceea ce va face ea și ce va, va vorbi, uh, n-am să răspund la fel. Pentru că n-am de ce. Mie îmi place că putem să avem o discuție deschisă și liberă, și că oamenii pot să vadă și ce are Laurențiu Reghe, cam de zis, știi? Pentru că mi se pare uh, bine ca cei care urmăresc podcasturile, cei care uh, văd ce se întâmplă, să vadă și punctul tău de vedere. Pentru că ai fost un om care ai pus piciorul pe frână și n-ai ieșit. Și nici n-am sens și nici nu o să ieși. Nu. Atunci ne simțim privilegiați cu acest da. podcast, deschidem o Aqua Carpatica, continuăm șprițul și vreau să te întreb, ajungem, avem multe de discutat. Spunem, cum, cum ai cunoscut-o pe Corina? Ne-am făcut șpriț aici, mi se pare povestea trebuie, știi cum e. Da? Da. Am cunoscut-o la, la, un eveniment, prin, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o după mm -hmm. care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Dar tu știi cum, cum este, că la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt și ce vorbește Ana Maria peste tot, este foarte greu ca cineva să să mai vadă chiar realitatea. Tocmai de aia, care e realitatea? cu când timp era? A, tu știi cum este realitatea? Acum când timp? Da. Am cunoscut-o pe Corina da. aproape un an, o luni, doi ani, ceva Cam de genul ăsta. Mm -hmm. da. A, nici nu cred că este important și nu cred că ar interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă în, de acum încolo. Sau care este legătura, nu știu, eu așa o văd. Și ce simți pentru Corina? Da, eu sunt foarte fericit. O iubesc, o să avem un băiat împreună. Adică simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte, foarte pozitivă. Și mi-aș fi dorit ca și Ana Maria să aibă parte de același lucru. Spun sincer lucrul ăsta, adică în Da, tu când acum doi ani când ai cunoscut-o pe Corina, ai cunoscut-o și ați avansat ca relație pentru că lucrurile nu mai funcționau între tine și Ana Maria, exact cum spuneai că erau discuțiile astea care au fost în ultima au perioadă. Au fost niște discuții pe care eu le-am avut cu Ana Maria și aș adică, vrea ca adică aș lumea vrea să, să înțeleagă că nu e dintr-o din, din no. dată brusc așa, no, știi? No, adică au no. fost discuții. Nu, no. aș vrea să Chiar aș vrea să fie ultima întrebare care mi pui despre, despre Ana Maria, Maria în direcția asta. Pentru că trebuie să intrăm într-un subiect foarte delicat și nu-mi place. Pentru că trebuie să intrăm în nume, personaje, oameni care au acum familii, copii și nu cred că îmi face cinst acest lucru. Au fost niște discuții între mine și Ana Maria unde eu i-am cerut să facă niște chestii, să potolească cu anumite ieșiri și anumite chestii pe care le-a le făcut nu a înțeles atunci, a spus că ea are o carieră și trebuie să facă ceva, să muncească. i-am spus ok, eu te-am susținut întotdeauna, am fost de acord cu absolut tot ceea ce ai făcut tu în cariera ta și te-am susținut atât uh, spiritual sau... Am fost emoțional lângă tine. Lângă acolo. tine și plus financiar te-am susținut în tot ceea ce ai vrut să faci. Dar există o limită pe care ai trecut-o și nu e ok. Mm -hmm. Iar peste lucrurile ăla n-am putut să trec. Au fost anumite discuții Adică au fost conflictele pe care le avea mereu Sau și mai departe Au fost. Eu nu am conflicte, mie nu-mi place da. să mă cert Eu am spus și s-a terminat Adică nu o să stau niciodată să mă duc să Mă uite, cert Uite, o să te întreb ceva și apoi eu să ne continuăm podcastul Dar vreau să te întreb, în toată relația asta Sau unele lucruri s-au produs Pentru că e o întrebare așa foarte da. directă Ana Maria Prodan te-a înșelat vreodată? Nu no. Și dacă ai făcut-o și aștii, nu ți-aș spune niciodată am înțeles. Mulțumesc, să dăm noroc. Atunci, eleganță și rafinament cu Laurențiu Reghe, că am în această, uh, în această seară la podcastul uite, Acasă la Măruță. Gustat. Nu mai să văd cum, cum este vinul. Este foarte bun. Mulțumesc, Mulțumesc. mult. Sunt burești, ți le recomand. Mulțumesc. Și vre vreau, să te întreb doar dacă ne-a dat pumnul ăla lui Alexa, ce ai zis? Păi vezi, uite, a, în asta n-am vrut să intru a. și tu te-ai dus în asta. Iar te mă Nu, gata, schimbăm subiectul. Nu. De a fost Facem, <laughs> facem o, paranteză, da, ca ra. să închidem subiectul ăsta okay. să nu mai fie discutat, despre lucrul ăsta a fost vorba, iar... Despre asta a fost vorba, nu? Exact, pentru că nu mi s-a părut normal, iar eu am tot respectul pentru Dan Alexa și pentru omul Dan Alexa, pentru că îl cunosc foarte bine. Um, nu am vorbit niciodată cu el pe tema asta, nu am, pentru că nu aveam de ce. Eu puteam să vorbesc doar cu Ana Maria, Nu aveam cum să sunt pe X da. să-l întreb da, de ce ți-a dat Ana Maria cu pumnul în gură. Puteam să-l întreb, de ce nu i-ai dat un pumn în cap? Da, adică tu de ce da. ai stat... Uh... Uh, nu, a fost discuția asta. După aia, ca, paranteza o fac. Da, ca să înțeleagă lumea. Numai ca să se închidă subiectul ăsta. A fost că Ana Maria spune, dar de ce a venit și s-a căsătorit în vară când a făcut ianuntă da. aia? Că a spus-o și la tine da. în emisiune. spun eu de ce ca să știe lumea adevărul. Pentru că tu te-ai dus în vară și v-ați renoit jurămintele, despre asta e vorba, nu? Exact. Și de... Nu, nu m-am dus. Eu am venit... Dar despre asta, asta e subiectul. Asta... în care Ana Maria zicea, bă, dar de ce a făcut asta exact. dacă avea pe altcineva? Dar ea știe de ce. Eu i-am explicat de ce. I-am și spus că nu vreau să fac acest lucru. Eu m-am întors seara la 8 jumătate din Emirate și dimineața erau 200 de oameni invitați la restaurant. Cu biserică, când am intrat la biserică, mai era și, erau și trei camere de la vedere. Adică tu stai în nu știai? Știam că facem lucrul ăsta, nu știam ce face ea. Uh -huh. Adică tu știai că... Iar toți copiii erau lângă mine în pat. Și fetele, și Bebe, și Luca, că nu facem, că ce facem, hai să mergem, hai să... Adică a fost cumva... Nu trebuia să fac lucrul ăsta, clar, nu trebuia, dar erau toți pregătiți de chestia asta. Eu când am venit acasă, totul era pregătit. Restaurantul, invitații, biserica, toată lumea, era totul pregătit. Și i-am spus, Bă, bana ba, Ana, nu e normal. Și a zis, ok, sunăm pe toată lumea și nu mai chemăm pe nimeni, zic dar n-ai cum să faci o asemenea țigănie fără să mă întrebi pe mine. Știi, e foarte de bine. Devine și mai aiurea, adică să ai adică să-i anulăm pe toți acum. Ce le spunem? Și... Da, dar ea a vrut lucrul ăsta. Mm -hmm. Dacă stau și mă gândesc și dau filmul înapoi acum, ea a făcut lucrul ăsta premeditat. Da. Ca să mă aibă pe mine cumva la mână, dacă mâine plec, ce... pe cum ai făcut asta? Adică, uite, pleacă, dar... dar eu i-am zis, bana, dar nu e normal ce faci. Zic, tu nu vezi că noi nu mai avem nimic, nu mai stăm doar, ne certăm, vine salvarea, vine poliția, vine, vin pompierii. Pă bune, hai să închidem chestia asta. Am chemat oamenii, am făcut, e biserica, am trezit și cu trei camere de televiziune, direct. Zic, ce se întâmplă aici, ce ai făcut? În fine, am avut discuția asta și chiar este ultima dată când am să mai discut despre chestia asta, pentru că eu cu ea personal am discutat despre toate lucrurile astea. Adică ea nu are cum să vină cum a venit la tine și să arăta un telefon și niște mesaje, că am văzut emisiunea. Da. S Spenibile. Pentru că realitatea e aia pe care o voi. Dar hai să spun ceva, cum aș fi să-ți arăt eu acum ce mesaje am eu cu Ana Maria? N-am voie, în primul rând, prin lege să fac lucrul ăsta. Eu n-am cum, și dacă e nevasta mea, n-am cum să dezvăluie ceea ce vorbesc eu cu ea. Mm -hmm. Trebuie să-i cer voie, trebuie să-mi dea voie să pot să fac lucrul ăsta. Sunt niște lucruri care țin de mine și de ea. Și tot ce se întâmplă, aud cu banii că banii lui Ionela Prudan. băi ce, am luat vreodată banii lui Ionela Prudan? Da, dar era o declarație. Stai un pic că. Uh, deci te-ai trezit acolo la costumul 200 de persoane, ne renoim jurămintele. A fost o chestie, de ce eu am venit seara acasă și a doua zi a zis, facem chestia asta, uite, am gândit-o eu cu copiii, facem, dregem, vin invitați. Am luat-o deoparte și am zis, mă, nu e normal ce faci. N-avem cum să facem lucrul ăsta, nu simt, nu e ok. În fine, m-am dus și pentru chestia asta recunosc că am greșit. No. Dar eu discutasem cu Ana Maria despre lucrurile astea. Adică, voi vorbi să că se termină -am, relația baie. Exact, i-am spus că nu merge, nu avem cum să mergem mai departe. Dar povestea asta, la ori, să înțeleg că s-a terminat după scandalul cu Alexa, adică acolo ăla te-a foarte tare, nu? Clar m-a deranjat foarte tare. Îmi pare rău că n-am luat decizia de atunci. Dar m-am gândit foarte mult la bebe, m-am gândit foarte mult la ceea ce. Erau foarte multe lucruri care le-am pus în balanță. Atunci toată lumea a spus că aia n-a fost o ieșire uh, pur și simplu profesională și că era ceva sentimental acolo. Cătălin, lucruri despre care că nu vrei nu să vorbești, dar ăla a fost momentul în care ți-a zis, gata, vreau să-mi văd de -mă, viața mea. pentru mine vreau, indiferent de ce va face Ana Maria, pentru mine rămâne mama copilului meu. Indiferent, este femeia care, cu care am avut foarte multe lucruri de împărțit, n-am cum să vin aici să spun că mi-a fost rău, că mi-a fost greu, nu. Și nici n-am să... Ați făcut echipă. N-am cum vreodată să vorbesc cu râdea, pentru că nu face cinste în primul rând și nu este adevărat. Te-aș minți. Am înțeles. Dar asta că tu spuneai cu... La un moment dat chiar declarase noroc cu mama... Cum era aia, mă? Că, <laughs> exact, că ai zis și... tu că ai luat banii Ionelei Prodan, dar asta e că era era ceva, mi-a și, mi și scos aici undeva. Da, exact despre ce vorbeai și tu, nu? Stai mă, mă, Cătălin, stai să Uită. spun ceva. Uite-mă, asta. Ana Maria a verificat contul de Reghe mi-a furat tot. Dacă nu era mama și nu mă chema Prodan, eu acum stăteam în stradă cu, toți, cu tot cu copiii din cauza domnului Reghe Camf și a amantelor sale. Mm -hmm. Mi-a furat tot din casă. Mm -hmm. Mă rog, și declarația. Dar noi l-am iertat mereu și, și eu și copiii. Am încercat să ascundem mereu gunoiul supreș. A declarat Ana Maria Prodan. Bine, eu iau toate declarațiile astea, mă uit și mă minunez. Nu e omul pe care îl cunoști, nu, omul cu care da. stai 15 ani? N-ai cum să spui că rămân pe străzi. Cum să rămâi pe străzi? Stai în mai palatul la Znagov. Ai casă în București, ai, casă, ai două case la Znagov. Una, da, este cumpărată de mama ei, de Ionela Prodan, pe care eu am renovat, am făcut-o, dar tot a ei este. N-am nicio, n-am nicio da. treabă cu casa, e goală. E goală de trei ani de zile. Și e făcută la cheie. Eu am avut grijă de toate lucrurile astea. Cum să iau eu vreodată? Da, au fost momente când poate ne-a dat Ionela bani că aveam nevoie de ceva. Dar i-am dat înapoi. Sau i-a dat lui Ana Maria. Era mama ei. Da. Adică sunt lucruri care Poate vi s-au întâmplat și vouă. Și mă duc să iau să la mai întâmplă asta, mama sau mă duc da. să mă ajute. Sunt momente când nu ai, trebuie ceva. Dar n-a fost niciodată discuția ca eu să profit de Ionela Prodan. Da, niciodată. De, de unde s-a ajuns povestea asta? A furat banii, conturile. Nu știu ce vrea ea să facă, ce vrea să scoată în evidență. Nu știu ce, ce ar putea să câștige, că toți stau și mă întreb ce ar câștiga Ana Maria prin lucrul ăsta. Să mă denigreze pe mine. Să-mi pierd o dreptul de a fi tată? Indiferent ce-ar câștiga ea, bebe tot băiatul meu. Adică... Crezi că e o luptă atât de... Nu știu, de... mă gândesc poate din răzbunarea asta pe care vrea ea să o pregătească, să facă, să mă denigreze pe mine, gen, să-mi nume. Pentru că am auzit-o de foarte multe ori. Numai, -o să, eu o să-i pun numele lui Bebe Prodan. Păi pe tine nici te cheamă Prodan, în primul rând. A, nu, îi cheamă Ana Maria... Dumitrescu. Eu am luat-o Ana Maria Dumitrescu. A fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu. Și deci în buletin o cheamă Ana Maria Prodan? Ionela, am prezentat toată Ion, viața Ana Maria Prodan. I se spune Ionela Tănase. Numele de căsătoria lui, al Ionelei. Mm -hmm. Și Prodan, nu știu de unde a venit, de la familie, de la... N-am întrebat niciodată că eu totdeauna zic, bă, Ana, dar deci toată lumea spune ție Ana Maria Prodan? Adică Prodan Regecam. Zic pe tine, te cheamă Tănase. Tatăl tău se numea Tănase. Prodan, cred că numele de fată al Ionelei. Mm -hmm. Dacă înțeles. Nu, da. Cred, 100%. Pentru că știu că unchi erau Prodan. Am înțeles. Adică frații Ionele. Da. Pe ea o cheamă Ana, în buletin și în pașaport Ana Maria... Regecam. Fără Prodan. Ana Maria are Nu știu, mă, <laughs> Deci am trăit până acum în minciună, vrei să-mi spui. Am prezentat-o mereu Ana Maria Prodan și este de fapt un... o cheamă Ana Maria Reghecam. O cheamă Ana Maria Regheca. Iar eu, când am cunoscut-o pe Ana Maria, o chema Ana Maria Ionela Dumitrescu. Cum ai cunoscut-o? Pentru că și acolo e o poveste interesantă. Nu mai țin minte, nu mai țin minte detalii. Dar eu o cunoșteam de foarte mult timp. Ne cunoșteam dinainte să ne cunoaștem a doua oară. Pentru că Mariana, prima ta suție, da? a spus. a avut o declarație la un moment dat în care a spus. Bă, Ana... dar noroc că am avut de femei. Serios, dacă nu nu mi aduc aminte și de Mariana. Acum am o relație foarte bună cu adică foarte bună. O relație de respect și a dat seama că. Aveți uh, un copil împreună, 20 de ani. Exact. Luca. Că nu... Păi hai să spun ceva. Luca avea 15 ani jumate. Când a venit la mine, în, eram în Abu Dhabi și-a venit în vacanță și-a zis eu nu mai plec. Zic, poftim? Eu nu mai plec. Cum adică mă, nu mai pleci? El stând în Germania cu mama, cu mama lui, Mariana, da. prima Eu soție. cu Luca, de exemplu, n-am vorbit câțiva ani buni. El, cu fiind tot în presiunea aia, îl certa Mariana mereu cum venea la noi. Pentru că, dacă stai și te uiți acum... E același lucru. Nu, nu e același lucru. Dacă stai și te uiți acum... El, când venea la noi, făcea poze cu fetele Anei, cu bebe, cu Ana Maria. Ana Maria mai declara, declara câteodată mama, sunt mama lui, nu știu ce, adică lucruri care. O dureau pe Mariană. O dureau. Da. Și ea își vărsa nervii pe Luca. De băiat. Da, și el săracul era la mijloc. Vroia să vină și la mine, dar când se ducea acasă, avea probleme cu Maică. -să. Și când a venit în Abu Dhabi, că el nu mai merge. Și mă, Luca, stai un puțin, că trebuie să vorbim cu maică ta, na? Eu nu mai mă duc, poate să facă ce vrea. Bine, ok, o sun pe Mariana și spun pe Mariana, avem o problemă. Avem o problemă, zic, fi tu nu mai vrea să vină în Germania, vrea să rămână la școală aici. Dar zic, ce mă fac eu? Că nu pot să-l înscriu la școală. Pentru că... Dar abia vorbește 3, 5, 6 cuvinte în engleză. Nu-i găsesc școală germană. Cum germană, da. exact. Cum naiba facem? Nu, că Bă, pe Mariana, n că nu mai vine. A zis că vine la judecătorie și merge în proces și el spune că vrea să stea cu taică -s. La 16 ani -are, are dreptul să facă lucrul ăsta. Vrei să faci lucrul ăsta? lasă la mine. Zic, vine în vacanță la tine, dacă vrei, vino și tu în Abu Dhabi când ai timp, îl vizitezi, îl înscriu la școală. Stai seama că n-a avut ce să facă. Și așa a rămas Luca cu mine în Abu Dhabi, fără să-i spun un cuvânt. Adică eu n-am avut ni, nici nu eram pregătit în primul rând. Și pentru tine a fost un șoc. Păi da, că a trebuit -a să a venit copilul în vacanță și a trebuit data... să mă duc la -X să găsesc un loc pentru Luca la școală. Nu știam ce înseamnă IB, de exemplu. Primul an al lui Luca l -a făcut l-a făcut IB. IB sunt copii foarte dezvoltați și mai deștepți din școală. El nu știa o boabă de engleză. Să-ți dai seama că după șase luni m-am dus la școală și ce facem acum, că rămâne băiatul repetent. La directorul școlii, domne, nu avem nicio șansă, lăsați-l să facă anul ăsta, mai repetă la anul încă o dată și măcar învață bine materia și îl băgăm la clasă normală. Da. Adică nu aveam nicio... Ce să fac acum? Ok, facem așa, i-am zis, tata, asta e, am pierdut un an, dar măcar te-ai pus la punct cu engleza, nu e că nu ești tu pregătit. Dar da, e că materia că Germania pe... nu învățase asta că Nu, dar materia care o învățau băieții da. ăștia la IB era mult peste ceea ce putea el să facă. Și dacă făcea la normal, poate avea anumite probleme, dar cred eu că reușea. După care a terminat liceul în, în, în Emirate și acum este la facultate. Este mult mai bine. Și ai o relație foarte bună cu Luca. Eu zic că am o relație foarte bună, da. Și ajungem la faptul că tu erai cu Mariana și ai cunoscut-o pe Ana Maria, pentru că Mariana asta, spunem, a dat o declarație într-un ziar și a zis e, las că vede ea acum cum am pățit eu. Că asta a declarat undeva Mariana, face să vadă ea cum e. Da, că da, mi l-a luat și, pe Laurențiu al meu. Și Mariana a dat foarte multe declarații răutăcioase la momentul respectiv și și cu ea am avut o problemă care la fel, n-am discutat-o niciodată, dar ea știe foarte bine ce s-a întâmplat. Dar o să vă spun Ana Maria, pentru că ea o să fie în premieră cu toate... Știe tot. Păi bineînțeles. E Bu Dumnezeu. <laughs> După ce s-a întâmplat cu, Ana, deci cu Mariana, ai cunoscut-o pe Ana Maria, ați mers mai departe și l aveți pe Bebe, pe băiatul vostru care acum are 13 ani. Dar tu te-ai înțeles foarte bine și cu Sara și Rebecca, fetele din prima căsătorie. Pentru da. că vă vedeam mereu, adică în fotografii, împreună, vorbeau da, de tine. Da, le-am... Am, am au trăit cu noi în casă, normal. Ele erau la Ana Maria, stăteau mai mult cu Ana Maria, și până au intrat la școală, la liceu, și au început să aibă probleme cu școala, cu nu trebuiau ajutate, trebuiau nu-și atunci A intervenit atunci tatăl lor, care le-a ajutat foarte mult. De exemplu, pe Sara a ajutat-o foarte mult, mai ales în cariera pe care o are de basket. Tatăl ei fiind fost basketbalist. Primul soț al Ana Maria. Un băiat cu care am o relație mai mult decât ok. Iar eu, în, când erau fetele, acum în 2012-2013 am făc, am, am calificat noi prima dată în Europa League. Da. A fost prima dată când ne-am calificat în primăvara europeană și am câștigat eu o sumă foarte mare de bani. Aveam de la uh, primă de calificare în primăvara europeană, dacă nu mă înșel, 300.000 de euro. Și atunci, deci ține minte, în 2012 am cumpărat un penthouse în Pipera, pentru fete. Ca să meargă la școală americană, fiind mai aproape de școală, să nu mai vină de la Znagov să facă naveta da, dimineață, da. că e, făceai 45 de minute. Pe Am hotărât să cumpărăm un apartament pentru Tibi, unde să stea Tibi cu fetele și cu mama lui Tibi, bunica fetelor, care se ocupa foarte mult de fete, și să aibă grijă de ele să meargă la, la școală. Mm -hmm. Deci, din 2012 până acum, sunt 10 ani, nu? Da. Exact, 10 ani. Eu le-am cumpărat apartamentul ăla din banii mei, primii bani care i-am cumpărat, i-am câștigat eu la asta. Le-am cumpărat la fete în un apartament. Mi se pare foarte tare, știi, să cumperi uh, copiilor uh, vitreci, nu? Da, care nu e considerat în așa. N-a fost nicio problemă. Atunci a fost o singură discuție care am avut-o cu Ana Maria și a zis că ar fi mai bine pentru fete să nu mai facă naveta. A bine, Ana Maria, uite, ăștia sunt banii care aveam. Când aveam bani mulți atunci, zic ăștia sunt banii care avem, ia-le apartament. Lasă-l pe Tibi să stea cu ele și Tibi, și acum stă în apartamentul ăla. Adică, n-am avut noi probleme de genul ăsta, de asta că facem așa multe paranteze, stau și mă uit de multe ori și nu vine să cred. Adică, ce declarații face și cu banii, cu averea, cu. Noi n-am avut niciodată discuții de genul ăsta. Absolut niciodată. Iar, referitor la mine, și ea știe foarte bine. A vrut, la un moment dat a zis că am luat ceasurile. Da, da. Păi, a vrut ceas care are la Richard Milin am dat 100.000 de euro. El a fost cumpărat de tine? Dar nu conta că era de mine sau de ea. Da, eu l-am cumpărat. Normal că eu l-am cumpărat. Pentru că eu am fost singurul om care a câștigat bani în familie, mă refer la nivelul ăsta. Și Ana Maria a câștigat bani, dar nu la nivelul ăsta. Adică n-am avut niciodată discuții de genul ăsta. Mie dacă îmi spunea vreau geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care. Niciodată nu i-am zis nu. I-am zis, bă, uite, ăștia banii care avem. Dacă vrei să-ți iei de crocodil, ia geantă de crocodil. La un moment dat, eu cred că are vreo 14 genți. Acum, eu ce să fac? Să vin să vă spun, vă facem partajul, tai Crocodilul. Tai crocodilul în două și îl împărțim. Da, da, El adică... s-ar înțeles că, oarecum, în toate podcasturile unde a fost și la emisiuni, că, de fapt, ea e cea care aducea banii, ea e cea care avea averea, ea era cea care moștenea, moștenea totul și, probabil, cred că, cred că asta te-a deranjat și pe tine. Dar nu m-a deranjat cu nimic, Pentru ea, că... poate... Cătă, ea poate să spună ce vrea. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro pe contract, adică eu nu vorbesc că vreau luna de pe cer. Eu spun ce am câștigat, pentru că le-am plătit taxe, am contracte, am... Iar ea spune Laurențiu nu ar fi câștigat niciodată banii ăștia dacă nu eram eu să-l duc acolo A, și să-l... Bineînțeles, dar nu m-a dus nicăieri Asta este ironia sorții, Nu m-a dus nicăieri. Păi eu l-am făcut antrenor. Datorită mie da, e antrenor. Mă, okay, eu l-am dus în Stai mă puțin, mari. acum... No, tu, ce, eu, tu dacă eu te, te desparți de Andra, ce, ce zici? Eu am făcut-o numărul unu în România? Păi cine a învățat să cânte? Cânt? <laughs> păi okay. Cine face vocaliza? Pentru păi că cum cânt eu? Păi cine face vocaliză? Nu cânta, mă, mă! Nu face asta, nu. Nu, 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 nu face asta, 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 nu. nu, nu. nu. nu asta, asta vreau să spun și eu că la un moment dat chiar dacă cineva spune lucrurile astea ca și în muzică, cum dădeai de ceva mai devreme exemplu, ca și în sport, adică dacă nu ai performanță, dacă nu faci treabă, Poate să te ajute oricine. Adică nu te-a băgat undeva la buget na, și na. nu știe nimeni când na. vii la serviciu sau na. când pleci de la serviciu. Na. Cred, adică așa văd eu din afară, din afara fenomenului. Te poți ajuta. De nu conexiuni că și de relații. Asta, este, asta este normal într-o familie, să te ajuți, nu? Adică amândoi tragem la aceeași Căruță, barc. corect. Dar... Vezi mă cum gândim? De deci ce eu zic amândoi tragem la aceeași căruță, eu de la Târgu Jiu. Laurențiu, normal că știi, gând toate contractele, alea, tragem amândoi la aceeași barcă. El gândiți să la iaht. Cam așa stau lucrurile. Vezi, bă, că trebuie să ne schimbăm un pic uh, mai setul, să schimb, gândim altfel. Să nu, mai... dar e, urât, la mare e urât, când spune lucrul ăsta, pentru că și ea, datorită mie, a cunoscut foarte, foarte mulți fotbaliști. Era soția lui Laurențiu Reghecamp. Să Avea spun acum că ea m-a făcut antrenor, că dacă nu era ea, dacă... Ok, dacă nu erai tu, bine, mai ai pus tu antrenor la steaua, hai să spune că mai ai pus tu, cu toate că nu e adevărat, știi foarte bine că poate să iasă Gigi să spună Gigi. Corect. Uh, dar dacă eu nu aveam valoare, exact cum ai spus tu, Ok. De asta zic, aici se vede, știi, adică nu poți să zici că nu. mâine îl băgăm pe ciucă, că cunoaștem, îl bași la Craiova, dar cu se împiedică după primele 20 de minute. Adică se ved lucrurile astea, adică Numai și la trenorat se vede. se, vede performanța. Nu, ea și se la... duce în multe lucruri, jignește și jignește că vrea. O face intenționat? O face intenționat. Nici nu, ai să spui o dată greșește, dar când spune, mi-a luat banii, sunt banii lui mama, pă, pă bune, ce m-a plătit, era Pionela Prodan cumva șeicul de la Aluagda sau șeicul de la Hilal. Nu. Eu... Dar știi ce mi se pare mie aiurea? Că niciodată, de asta nu recunosc, că n-am avut niciodată discuții de genul ăsta. Niciodată n-au fost discuții. Niciodată... Păi tu gândește că pentru Sara și, Sara și Rebecca, hai să spunem ultimii trei ani, dar e urât, sincer, e urât rău de tot. Sunt câteva sute de mii pe care, numai în ultimii ani, eu le-am făcut din suflet. Adică eu, eu pentru Luca, de exemplu, n-am făcut atâtea cât am făcut pentru Rebecca. Spun sincer, n-am făcut. Dacă stau și trag o... Cât n-am. te duci acasă seara și mai faci o socoteală. Câți bani am dat acolo, cât ce am făcut acolo? N-am făcut pentru Luca cât am făcut pentru Rebecca. Adică tu spui... Și nu-mi pare rău. copilul meu n-am făcut atâta cât am făcut pentru am făcut... copilul Anei Maria, care de fapt era tot copilul meu, că tu așa exact. ai gândit despre toți copiii. Dar le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la Marangoni, la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, să se ducă. Este o... Meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea. Uh -huh. Are nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți Vrea să facă tot felul de nebuni care. Design, ai, nu... Design și ai nevoie de bani, ai nevoie. De conexiuni, exact. Uh, a vrut să-și facă o colecție de haine. I-am dat bani să-și facă colecție de haine în Italia. Uh, adică am susținut-o fără să mă gândesc că este Rebecca sau este Luca. Le-am spus tuturor, bă, pe fiecare în parte, am să vă ajut când veți avea nevoie. Când aveam, ce să zic, Luca, tu ești la școală. Ce să-ți dau ție fiind la școală? Că tu nu faci un business. Trebuie să înveți, să-ți termini liceu și după să mergi la facultate. Bebe la fel. Bebe ce să-ți voi ție. Adică voi o să, aveți, o să aveți când va veni timpul. Sara a fost cumva ajutată de toată lumea, dar Sara s-a ajutat singură. De ce? Că era foarte, e foarte talentată la basket. Sara stând și în America. Stă în America, a avut școală plătită de... De stat. De, de ei, nu, de școală. Bursă, da. Bursă. Și s-a descurcat singură. Bineînțeles, ce avea nevoie, eu ajutam. Dar... Este urât să apărem cu lucrurile astea. Mi se pare foarte urât și de asta m-am gândit de foarte multe ori că nu înțeleg de ce iese cu asemenea declarații. Pentru că nu are cum să mă bată vreodată cu chestiile astea pentru că eu le-am plătite de la mine din cont. Adică n-ai cum să spui nu l-a văzut pe bebe de un an. Păi, mana Maria, cine l-a înscris la școală? Cine a plătit școala? cine s-a dus la școală cu el. Eu am fost. Și multe lucruri, iar eu nu am dus de multe ori acasă, tocmai ca să evit certurile, scandalurile. certurile cu ea. Că am parte să-l văd pe bebe un minut și apare Ana Maria, de unde nu știu, zici care radar, cu telefonul în mână, uite asta, ți-am zis asta, ai făcut asta, te-ai dressat asta, ai luat asta, ai... mană, am venit să vorbesc cu bebe. Și de-aia am evitat totdeauna ca să nu mai supun copilul la un stres care nu are rost să-l... Eu cu ea nu avem, nu mai avem nicio discuție, adică ne ducem, ea se duce cu discuția unde vrea ea. Dar nu vede ceea ce e real. Da, cred că poveștile astea, exact cum zici tu, sunt surprinzătoare, că dacă voi nu discutați niciodată lucrurile astea, întotdeauna te trezești, stai că banii mei, mi-ai furat asta, ceasurile mele, care... Tu ești surprins pentru că zici, dar nu i-a luat nimeni nimic. Le are pe mână, nu le-ai văzut, le poartă, le are... Și aveați cumpărate de tine și lucruri -cumpărate, cumpărate de familia voastră. Exact. Eu i-le-am cumpărat, absolut, pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Eu le am cumpărat, adică, din munca mea. Că poate ea zice, păi le ai cumpărat tu, dar erau banii mei. Dar nu lu -mama. există... Nu. Cum? Păi ce, eu cumpăram cu banii lui Ionela? Adică, nu că că am așa avut, de n -am avut, N-am avut, o relație de genul ăsta. Adică n-aveam cum să-i umblu, Damne, din, dam. în primul rând, din respect. N-aveam cum să-i zic vreodată, mamă, dă-mă -mi de mii să-i cumpăr ce fita. Adică... <laughs> Cât, mamă? 100 de mii de euro, mamă. Nu, mm, <laughs> niciodată. Da. Cum te înțelegeai cu Ionela Prodan? Foarte bine. Foarte, foarte bine. Crezi că dacă ea mai trăia, putea să mai păstreze un echilibru sau să mai domulească lucrurile? Nu știu. Nu avea control asupra Anei. Deloc? Nu. No. No. Da, știi ce n-am înțeles eu? O poveste de genul ăsta. Odată te face cu o Apoi, noi te iubim, te respectăm. Pe mine mă debusolează un pic toată povestea asta, dacă poți să mă și ajut. Nu, am cum. Că nu înțelegi că... că nici eu înțeleg. Adică eu citesc niște declarații la un moment dat, Yeti. efectiv, cu o școțet. Cu exactly. după care, dar totuși, noi îți vrem binele și te iubim, uh, și nu nu am înțeles. Adică mă gândesc că poate înțelegi tu. No, nu, nu înțeleg. Adică, n-am ce să spun, Pentru și pentru mine este o nebuloasă. Ne voi mai vorbiți? Ați mai vorbit? Păi n-am ce să vorbesc. Crede-mă că n-am, aș vorbi. Eu chiar aș vorbi. I-am dat de. Mai discutăm pe mail, dar n-am cum. Că dacă îți arăt trei mailuri, fugi. Mm. De deci ce ți-a arătat ea eu dacă îți arăt trei mailuri? uri numai că le-am primit astăzi? Am înțeles. De deci, ce e proaspătă deci, treaba? Cred că am 2000 de mail-uri de la Ana Maria. Minim. În ultima perioadă. Da. Hai să spunem 5 luni, 6 luni. Deci în 5-6 luni, 2000 de mailuri? Minim. Scrie mult. Enorm. Dar ce scrie? E ce, da. inimaginat. Apoi au apărut niște mail-uri în presă, cu tot felul de... ca și cum ar fi declarații, discuțiile tale cu uh, Corina. Da, da, da. Și ea a spus că, uite, adevărate mail-urile sau nu sunt adevărate? Știi că... Mă, că așa... Eu așa... Și atent. Eu nemirate, am făcut lui Bebe un iCloud fiind minor, trebuia să aibă e mail meu. Avea nevoie la școală. Corect. Da? La un moment dat, Ana Maria a spart toate plăcile, e mail meu, toate telefoanele și Simona, ce vrei tu să faci cu mail astea? astea? Ea tot trimitea mail de la ea la mine, de la mine la ea. Zic, mă, ce faci cu mail urile Îți trimis după o placă, pe un telefon, zic, sunt la 3 metri, 5 metri de tine. Deci multe lucruri, de asta spun că dacă stau și le iau și mă gândesc... Au fost premeditate? Zici că, ia că e regizor de film. Deci dacă trăia răposatul Sergiu Nicolaescu, îi dădea de premiu. Pe cuvântul meu de onoare. Am înțeles. Deci... Adică i-aș trimitea mail urile ăsta între conturile sau cum? Păi poți să-ți trimiți, că... Da, normal. Dacă care ai cloud meu... Plus că ea mi-a spart mie o mi-a spart contul de la bancă. Cum adică ți-a spart contul de la bancă? Azi a am scris -a de pe mailul ul lui Bebe către banca mea unde sunt private banking și nu are au cum să dea uh, informații pe e-mail că un e-mail se poate sparge. Asta o știe toată lumea. Orice bancă din lume nu-ți trimite pe e-mail uh, date extrase. personale. Exact. Le primești prin... Le ai pe online, le ai la tine în contul tău. Adică nu trebuie să-ți trimite nimeni pe mail a făcut multe chestii. Și a intrat, adică spartă la bancă și a văzut tot ce ai cheltuit tu sau tot ce da, ai. Da? da? Da. Adică e și hacker? E, e mare hacker. Deci nu poți să-ți crezi așa ceva. Nu poți să crezi. A deci, a, deci n-au Sergiu Nicolaescu. O premia. Și deci mesajele astea care au apărut în preză, unele au o parte de adevăr, unele nu, unele sunt în conjuncturi diferite. Nu mai că, că nici nu înțeleg nici eu nici nu știu cum și le face, ce face, cum că totdeauna mă dă mailul și mă amenință că o să vezi tu ce o să fac eu, te dau, bine mă, dă-mă, ce vrei. Zic mai mult decât ai făcut, ce vrei să mai faci? Acum asta că nu știu ce poveste cu dubai cu uh, scrisă sau scrie, are cu uh, zi, cu, nu știu ce, cu rol sau nu știu unde a apărut, că am citit undeva. Cu ce? Uh, nu mai știu. Sunt exact cum spui și tu, nici nu mai știi pe unde să le urmărești cu Rolsu. Da, nu știu, ce, cu Dubai, cu ceva. Unde a scris, parcă ceva, sau nu știu. Nu, nu-mi dau seama. Stai să vedem. Cu nu, poate zice Bentley. Sau Bentley, nu știu. Da, da, da. Adică, până la urmă... Da. Bă, că stai să te întreb ceva, fii atent, că chestia asta e ca să închidem subiectul ăsta cu da. furatul și cu... Mă, tu când te duci să-ți o mașină, ai bani și tu și Andra, nu? Aveți bani amândoi. Da. Mă, când te duci să-ți cumperi o mașină, că vrei să o rachetă, un Rolls, o Ferrari, o Daci, ce vrei tu? Te întreabă la ți-a dat uh, scris, Sandra, dacă poți să cumperi mașina? Încă nu, nu te întreabă, n are nimeni nicio treabă cu chestia asta. Tăi, asta e o aberație, de deci, ce Ana Maria ce vorbește și ce declară, este ceva care nu are nicio treabă cu realitatea. Pe păi ce? Sau te duci să-ți cumperi o casă, te întreabă ăla, bă, da, nevastă ta vrea? la ți banii, să treci casa pe numele tău, cum ce ai tu acasă, i treaba ta. La un moment dat, povestea cum uh, îți făcea cadourile astea extravagante. Pac, i-am luat un Ferrari. Pac, da, ce de, de 150 de i -a, i -a -mi făcea mie. Da, da. <laughs> păi, e ușor să faci pe banii alte. Deci, practic, toate cadourile pe care le făcea, uh, ți le făcea, erau pe banii tăi. Bineînțeles că erau pe banii mei. Apoi ce bani să fie? Deci nu pe banii câștigați din impresariat și pe banii ei sau pe moștenire. Măi, eu nu... Eu întreb asta, știi cum că, e... Că, că ai eu, n-am nicio treabă cu moștenirea ei. Corect. Pe bune, adică nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată. Nu vreau să mă ating nici măcar de o furculiță. N-am nicio problemă, nu vreau să par nimic cu ea. Dar așa bogată era la Prodan? Da, era o femeie foarte bogată. Pentru ceea ce arăta și ceea ce... Mm -hmm. Cum... Adică, e... știu că era o artistă respectată de muzică populară, avea dar nu mă gândeam că avea atât de. Probabil, da, da. fiind generația cu Ion cu cam în aceeași perioadă. Bine, astea sunt lucruri care nu pot da, să le Probabil, dar era o femeie bogată. Poate să vi le spun Ana, adică nu sunt eu în măsură mm -hmm. să vorbesc despre averea Ionele. Da. prodan. nu am. Dar, da, a fost o femeie care a muncit foarte mult, ținea foarte mult la bani o femeie care putea să-și permite să-și cumpere Rolls Royce, dar mergea cu un Mercedes, mic, clasa A, ea neconducând mașină. Era o femeie chipzuită. Foarte chipzuită. Deci și, și cu picioarele pe pământ. Întotdeauna mi s-a părut. A investit și a cumpărat apartamente, case în America, a avut și în România foarte multe proprietăți și a ajutat frații pe amândoi, a întreținut ajuta, îi ținea, tea împreună. Adică mi-a plăcut lucrul ăsta de ce era o familie unită. dar nu era persoana care să-ți spună ia contul și face ce vrei. Nici, nici Ana Maria nu avea acces la lucrurile astea. Pentru că era o femeie care... Ținea foarte mult la banii. Era foarte greu scoteai ceva de la ea. Adică știa foarte bine oamenii care o cunosc foarte bine pe el la știu că era în primul rând un om de cuvânt, dacă spunea ceva, așa făcea. Nu încurca pe nimeni, nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu dădea nimic la nimeni. Și stătea foarte bine. Stătea, a stat pe o avere foarte mare. Femeie, dar muncită de ea. o femeie înțeleaptă. Da. Și de soțul ei care murise. În același timp de asta, știi, când ai spus mai devreme Bă, eu, le, eu, pe banii mei îmi cumpăra Ana Maria Prodan pentru că, uite, eu am contractele astea, m am antrenat în Emirate, am antrenat în, nu știu, în Abu Dhabi, mă rog, tot Emirate, am antrenat în atât de multe locuri, încât e normal. Da, la tine. eu, fiate atent că și la Tu steaua... faci chestia asta de cât timp, Laurențiu? Păi, din la nivelul 2012. Din 2012. Am... De deci ce eu la steaua, în 2 ani de zile, calificare în Champions League, am câștigat peste un milion jumătate de euro în 2012-2013. Erau foarte mulți bani. Pentru un antrenor, pentru gândește-te că eu aveam salariu 20.000 și 25.000, am avut al doilea an. Pe lună. Pe lună. Și am câștigat din calificări, bonusuri, de aproape un milion de euro. Bani pe care i-am plătit înapoi lui Gigi, pentru că aveam clauză în contract, când m-am transferat în Saudi, la, la Al-Hilal. Am plătit 800.000 de euro ca să poți să, ca rup să, pot să rup contract. Dar am făcut tot cu drag. Pentru că aveam un contract, trebuia să-l țin, am plătit, am plecat, am câștigat bani acolo foarte mulți. Deci eu am făcut mulți bani. Eu am făcut bani și în România ca antrenor. Mă refer perioada cu Steaua, am făcut foarte mulți bani pentru un antrenor în România. Da, acolo cât ai stat în uh, Arabia Saudită, ai stat uh, departe de Ana Maria. Crezi că acolo s-a și răcit relația? Nu, 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 nu. Nu, am stat împreună și Bebe a fost acolo, a fost la școală. Acolo a stat, nu putea să stea foarte mult pentru că nu aveam actele, au durat foarte mult. Dar nu, atunci nu aveam niciun fel de probleme. Păi vorbim, la Hilal m-am dus în 2015. Da. În 14-2015. Nu, 2015. Am înțeles. Nu aveam niciun fel de probleme. Da. Uh, apoi mai a apărut povestea asta. Pah, Laurențiu, în Dubai, cu gagicile și o munceam pe aici, prin țară. Păi Unde ce muncea aici? prin țară ea? Păi, transfer. dă un, exact, yeah. Tra... un transfer care l-a făcut când eram în Dubai eu. Mai și băgat în corzi aici că sunt praf la capitolul ăsta. Bine. Caută ciucă, transfera Ana Maria Prodan în 2020. 2000... 2020. 2019. 2019. Nu știu, îți dai seama, noi nu știm atât de tehnic pe veste te asta Nu să te auzim pe tine pentru că până acum nu, și îți da, mulțumesc că nu... ai venit la podcastul ăsta. Multe lume nu te a auzit. Ai evitat, am încercat la emisiune să vorbim și ai zis: "Mulțumesc, deocamdată nu vreau." Și în același timp, dacă ți-am povestit chestia asta înainte, dacă foarte mulți oameni la început îi dădeau dreptate Ane Maria pentru că o vedeau pe ea primată. E o femeie rănită, o femeie care a fost părăsită de bărbatul pe care îl iubea și cu care și-a rănoit jurămintele anul trecut sau cu doi ani și iată că a plecat. Lumea nu știa și cum stau lucrurile din punctul tău de vedere, din perspectiva ta. Și de asta mă bucur că vorbim despre treaba asta și că multe lucruri le poți spune foarte, cum să zic, relaxat și asumat, știi? Sunt și relaxat și asumat. Pentru că ești fericit și fericit sunt. <laughs> Pentru că ți-ai găsit liniștea. Mi-am găsit. Să știi, uite, și de asta că tot vreau uh, să, să, povestim uh, despre Corina. Mi-ai spus că ai cunoscut-o și apoi când ți-ai dat seama că ea e, e, persoana care, de care ai nevoie în viața ta? I-am spus lucrul ăsta de foarte multe ori. Discuțiile care am Este o fată foarte sinceră, enervant de sinceră, căpoasă, Um, n-a ținut nici o secundă că sunt reghe cam sau că n-a avut niciun fel de problemă să-și ia o plasă să plece. Niciodată nu, cum a spus Ana Maria, că uh, mi-a cerut Corina să divorțez sau nici măcar în secunda asta nu-mi cere lucrul ăsta. N noi n-am avut niciodată discuții pe tema asta. Totdeauna am zis vreau să fiu afară din subiectul ăsta pentru că nu ai tu nicio problemă cu chestia asta. Astea sunt lucrurile mele care trebuie să le rezolv eu. Mi-am dorit foarte mult să nu fie implicați copiii. Pentru lucrul ăsta n-am vrut să intru atunci la tine. Da. No. Și nici nu o să intru în continuare, o să încerc să stau cât pot de, 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 departe de, de subiectul ăsta, pentru că știu foarte bine cât suferă bebe. Eu îl cunosc mai bine decât Ana Maria de 10 ori. N-are cum să-l cunoască cum îl cunosc eu, și știu că suferă. Indiferent de ceea ce îi spune Bebe în față, îi spune doar 50%. Normal că suferă. Și îi spune. De ce zici că tu îl cunoști mai bine pe Bebe decât îl cunoaște mama lui? Pentru că am probabil vreo 5 ani din 13 ani pe care are Bebe acum, care am dormit seara de seară cu el în pat. În plus față de Ana Maria. Îi știu fiecare bucățică n-are cum să treacă pe lângă mine, să nu-l observ. Știi că ai povestit acum ți s-a umezit așa un pic ochi. Păi da, pentru că sufăr. Îți dai seama că sufăr, că nu mi-e ușor să văd cum declară Ana că nu l-am văzut de un an, că nu-mi pasă de copil. Adică să ajung în fața unui judecător să-mi spună că mie nu-mi pasă de copil. Îți dai seama că mă doare. Pentru că n-a fost cazul. Eu tocmai evit să-i fac rău. Evit să-l implic în niște chestii care știu că îl fac să sufere. Și de-aia stau, mă retrag și ascult, accept multe lucruri. Aș putea foarte simplu să-i fac rău Luana în două secunde, să-i fac procese peste procese, dar nu vreau, tocmai din cauza lui. Și a știe lucrul ăsta, de-aia și face lucrurile astea. Adică crezi că iată te, între mele 100%. șantajează cu 100%. Ăsta e singurul ea tu care l-are deocamdată cu mine. Copilul? Pe păi altceva nu are ce, să-mi facă da, nu e prea nedrept la un moment dat că Bebe e implicat în treaba asta? La un moment dat citeam ca și cum el trimite mesaje pe contul tău de Instagram, <gînțeles> apoi mesajele erau șterse. Nu e... E o întrebare pe care nu trebuie să mi-o pui mie. Eu spun din prima că da, nu este drept pentru niciun părinte din lumea asta să, să implice un copil într-o asemenea poveste. Că probleme de adulți care ar trebui rezolvate de adulți. Adică nu știu ce ar câștiga. Nu văd miza. Eu nici acum nu văd miza, Luana. Iar lucrurile astea care vine și le spunem în fața tuturor, da. familia mea, copiii mei... Și faptul că cum spuneai mă, tu, cătă, la urmă, Corina mi -a, -a, a cerut -a să mă despartă și ai spus că nu avea cătă, nicio treabă. Ea când vine și vorbește trebuie să spun adevărul. Noi avem un singur copil. Dar eu niciodată n-am zis că nu împart ceea ce am făcut cu Ana Maria la toți patru. Niciodată n-am zis lucrul ăsta. Și acum spun același lucru. Dar dacă o iau după lege, eu nu... Biologic avem un singur copil și după lege... Adică, ce treabă are Luca cu averea pe care am făcut-o eu cu Ana Maria? Are din partea mea, din partea tatălui, nu? Dacă Doamne ferește, unul dintre noi moare mâine când se împart se lucrurile, fiecare primește de, la părinte o parte. Nu? Că așa e. Dar eu niciodată n-am am deschis subiectul ăsta, niciodată nu m-a interesat acest lucru, niciodată n-am zis să ia copiii mei, ăștia copiii tăi, facem asta, niciodată. Am, tot, totdeauna am zis, uite, apartamentul lași fetelor. Uh -huh. Ce treabă aveam? Aia au fost primii mei bani care i-am câștigat în fotbal. Și pentru care ai cumpărat? Le-am le dat. Adică și acum, în continuare, le zic, luați l Adică nu stau să mă duc să dau un om afară din casă, nu stau să fac uh, țigănii, nu stau să ies pe la emisiuni să arăt tot felul de acte. Le am. Și probabil atunci, dacă va fi vreodată cazul în instanță, acolo Dar unde ar nu... trebui arătate astfel de acte sau lucruri, acolo s-ar vedea. Dar nu e cazul, despre asta vorbim. Dar Corina, că asta era. domne, Corina l-a pus să, uite, eram în America cu el. Și Corina îi dădea mesaje, sau Laurențiu îi dădea, îi dădea ei mesaje, stai că e bolnavă, Ana Maria, dar imediat cum iesea din spital, divorțez și noi ne căsătorim, dar <laughs> la tu acolo erai pentru ziua ei. Ai citit povestea asta? Nu, no, era... Au fost multe lucruri că Sunt multe lucruri pe care nici nu vreau să le discut pentru că... Și multe rupte din context, așa, știi? Frânturi, frânturi pe care oamenii le știu. Este foarte urât. primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Foarte urât pentru ea, în primul rând. Ok, eu dacă. Ce să spună? Da, am fost cu o femeie, ok. Dar ce treabă are bebe, ce treabă au copii, ce treabă au. Uită-te la tine, în primul rând. Ce ai făcut tu? Analizează-te pe tine, aveți? Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut-o lucrurile cum trebuie în relația cu mine și eu am greșit mereu? Am avut o discuție pe care. Am pus-o la punct, am discutat. Ai zis că tu n-ai cum să. Ok. Am înțeles. Ce era să fac? Să te arunc de pe geam? N-am făcut nimic. Am plecat în Emirate, am muncit. V-am întreținut în continuare, am făcut tot ceea ce am putut pentru familie, pentru copii, pentru ea, pentru nebunile care le avea când fiecare lună făcea altceva. Nu i-am zis nimic. Dar la un moment dat. S-a terminat. S-a terminat. Dar știa lucrul ăsta. Eu nu nu înțeleg acum de ce face tot circul ăsta. Surprins, nu? Nu. nu Pentru nu că e vulcanică asta. De... dar explică-mi ce cu pozele astea. Că am văzut niște poze în ultima perioadă cu Ana Maria pe Instagram, te deranjau, postate așa în costum de baie sau. Nu uh, uh, cât am asta... avut o discuție cu ea, sincer, am avut o discuție fii atent. La un antrenament m-a chemat președintele clubului și, la un moment dat, acum vreo trei ani de zile, nu mai țin minte exact când, uh, dacă nu mă înșel, prima dată când a fost pandemia cea mai... Da, prima dată. A postat, loc, da. a postat Ana Maria o poză din piscină, din casa de la Dubai, aproape dezbrăcată, în spatele ei, ca background, era puja la rab. Și m-a chemat uh, președintele și mi-a zis Coach, știi că Burj la pentru noi este un Simul. icon, este un simbol, este ceva Roagă pe soția ta să nu mai facă poze de genul ăsta dezbrăcat M-am dus acasă și am zis Știi ce mi-a zis? Păi ce treabă are șeicul și, și președintele cu contul meu? E privat? Mana, eu sunt antrenorul echipei Omul ăla adică. mi-a zis ceva Tu acum fă ce vrei da, îmi faci mie rău. O să avem de suferit. Am, dacă eu sufăr, suferi și tu. normal că te deranjează. M-a deranjat în primul rând când și-a făcut poza dezbrăcată la oglindă. Cu gențile și cu pantofii pe ea. Adică i-am zis, bă, ai 45 de ani, 46, mai țin de câți ani avea atunci. Nu e normal. Și fetele au zis lucrul ăsta. Nu e normal. Ce suferi de ceva? N-ai ce trebuie. Nu Adică, pe bune, ce te ajută? Câștigi ceva? Câștigi tu bani în Instagram? Faci tu bani pe Instagram? Ai făcut ceva, vreun contract? Ai semnat ca să te pozezi goală la oglindă? Au fost multe momente și bebe, de multe ori îi spunea mama, dar nu e ok, mama, dar nu... Dar nu mai aveam în ultimii ani liniște. Fiecare ieșirea noastră treia să se închidă cu, cu 25 cert. de poze, nu puteai să bagi sarmaua în gură că trebuia să faci poză, deranja la un moment dat. Dar chiar deranjau și, și copiii. Aveam discuții între noi. Dar n-aveai ce să discuți cu... Așa și, trebuie făcut. Și, și, și ce-ți spune, Așa trebuie făcut, ok. Dar de ce? Că totuși vorba ta, ai tot ce trebuie. Ai un bărbat acasă, ai o copii, ai o familie, asta, ai o carieră. Asta o ține avea... pentru noi, o discuție internă care... Aha. Adică tu știi de ce erau chestiile astea făcute. Da. Bun, spunem, te-ai gândit să te căsătorești cu Corina? Mă rog, trebuie să fie un divorț și apoi să, să mergi mai departe. Mai am de muncă. Nu la să fie cum, ușor divorțul ăsta? La cum se zbate Ana Maria, pe păi ea zice că vrea să divorțeze, dar se zbate mai mult să nu divorțeze, văd. Acum nu știu, să <laughs> vedem ce, ce se întâmplă. Mai adică să se bate divorțeze, dar mai mult nu vrea să divorțeze. Păi nu declară ea peste tot că vrea să divorțeze? Păi da, dar apoi ești și sufletul. A pus o postare unde am citit în ziar de Sfântul Valentin, Așa. unde cred că te certa la început, de-astea să găsesc, și apoi, la final, totuși erai prietenul. Mm. Da, te-ai să găsesc. E în felul următor, de Valentine's Day, se le spunem celor care se uită la acest podcast, că acest podcast este înregistrat pe 15 februarie, Cine știe ce evenimente apar între timp și o să da, zică da, lumea. Da, băi, da, cum a vorbit la Urențiu, da, da. dar uite ce s-a spus. Mm. Deci, pe 15 februarie, e înregistrat acest podcast la ora 19, oameni buni, atunci când îl vedeți, ca să știți cum stau lucrurile, 2022. Uh, zice în felul următor. Happy Valentine's Day. Mai toată lumea știe să iubească, însă puțin sunt cei care știu să rămână îndrăgostiți toată viața de aceeași persoană. Eu și copiii suntem fericiți și liniștiți, nu facem altceva decât să zâmbim amar când vine vorba de fostul soț. Este mult prea jos. În familie, în în familia în care am crescut eu nu am auzit de uh, prostituție sau asemenea nenorociri. Nici nu am crezut vreodată la cât am râs de aceste fete de oraș ieftine că reghe cam va decădea în asemenea hal. Dar de morți, numai de bine, vă iubesc. Nu, no, deci asta, chestia asta cu, cu prostituția și cu ce vorbește ea, mi se pare foarte jignitor, foarte urât pentru ea. Asta e, e un lucru, da, vreau să -l spun că la un moment dat, oricum, în orice postare, adică mai aduce aminte de ceva legat de tine, chiar dacă. Da, mi, mi se pare foarte urât. Adică e, se vede ca o țață care trage de ceva, se chinuie să tragă ceva și nu reușește. Adică se vede clar când ce treabă ai tu să discuți tu despre alte persoane. Ce treabă are ea, de exemplu, cu Corina. Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina pentru că eu m-am despărțit de ea și de ceea ce s-a întâmplat între mine și ea. Dar ea știe foarte bine lucrurile astea. Ea declarând că, de fapt, Corina ți-a pus pistolul la nu tâmpra, există că dacă nu ceva... divorțez, nu știu ce se întâmplă. Ce se întâmplă ea? Ce putea să-mi facă mie Corina dacă nu mă despărțeam de ea? Nu știu, acum... Ce să ai spune? spunem? Să dea un mesaj, să dea o poză, să dea ce... La asta se referea probabil. Păi la cât a dat ea mai bine... N-ar mai avea valoare poze, păi ce, ce să... Mă... Ah, e, e, poveste destul de... Nu e... Că să... ea a făcut chestia dar te -a asta. Dar te-a măsnit chestia asta mult timp. Da, pentru că nu mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam... Eu nu am văzut așa pe ea. Am văzut-o adică, mult... 15 ani cu un om pe care acum îl descoperi alt om. Am văzut-o mult mai sus de ceea ce face acum. Mult mai sus. Mult mai cerebrală. Mult mai... Altceva am văzut eu chestia asta cu noi suntem mari, tu ești mic, tu stai acolo, noi suntem aici, păi, mă, Ana Maria, ce, ce, am declarat eu vreodată? Mai ai auzit tu pe mine vreodată declarând ceva urât de tine? Am zis eu vreodată, totdeauna am lăudat. Și acum, când vorbește de mine, nu răspund la ceea ce spunea. Și spun în continuare că este mama copilului meu. Atât. Rest. Cum crezi că o să se termine povestea asta? O să fie un divorț complicat. Eu sper să nu fie complicat. Pentru că. Sunt ce cererea... de, de la Orențiu, Sau de la ce nu. Sunt, că... sunt, sunt. Adică e un proces greu. Dar hai să spun ceva. Asta sută la asta am să rezolv cu ea. Chestia asta cu împărțitul o am, o să rezolv pentru că sunt toate lucrurile sunt cumpărate de mine. Adică, dacă mă duc cu ea la un partaj, pentru mine e foarte simplu. Adică eu știu foarte bine ce-am câștigat. Și și dacă îi câștig, tot o să îi le dau. Adică tot tu, îi dau jumătate din ce am adică făcut cu ea. Tu spui că... Îi le câștig și îi dau, îi le donez. Dar mai bine ar fi să vă înțelegeți ca să termine povestea asta. Păi, ea poate crede că... Acum, știi, mă simt și uh, stânjenit așa. Nu știu dacă îmi dai voie să spun asta, da. dar ești cu Corina în această seară da. și mă simt stânjenit că te întreb că poate ea se gândește că te întorci la familie, știi? Dar de asta mă simt stânjenit pentru că e aici Corina care urmează să devină mamă. Și nu, de, nu, de asta dar nu trebuie să fii stânjenit pentru că ea știe, întrebat nu, asta, știe foarte bine lucrurile eu vorbesc absolut orice cu, cu, Corina. De fapt, la fel vorbeam și cu Ana Marie. Eu n-am nimic de ascuns. Adică să ascund ce? Dar crezi că ea să gândește că te poți întoarce la ea? Dacă m-ar cunoaște, nu cred că s-ar gândi nici măcar o secundă. Eu cred că datorită acestui lucru îl folosește pe bebe. Pentru că altfel nu văd un motiv să le implice pe bebe în toate lucrurile astea. Dar voi ați mai avut în trecut momente în care ați vrut să divorțați sau să ziceți, băi, nu merge, haide să oprim? Nu. No. Certuri, da, dar nu am avut. Dar niciodată atât no. de departe? Nu. No. spune uite, am um, uitat să te întreb de teaba, cum se simte mama ta? Mama foarte bine. Știu că avea ceva a probleme terminat, de sănătate. Da. Am, am operat-o, a făcut chimio, după care am operat-o la sân, sânul stâng. Acum are 30 de terapii de radiologie după operație și sper să terminăm luna asta, luna care vine, să terminăm să fie bine. Ei au descoperit un cancer uh, mamar. Mamar. Ce sperăm uh, că, că o să fie bine. e Da, și a fost și puțin, s-a întins puțin la... Um, nu știu exact cum, ca să nu... Ganglion. Trecesc. Ganglion, ceva, nu știu, ceva în zona asta. Și doamna Marga, pentru că așa o cheamă, da. pe mine, stă în, e în București, nu? E... Stă la Snagov, stă la mine, la, la fermă. Și, și e bine, practic. E bine. Foarte bine. Știu că pe tatăl tău l-ai pierdut în da. 2018. Da. În 2018. El n-a prins toate aceste nu. certuri. Mama nu. ta ce zice? Că e strasă, Cred că pe un părinte îl afectează indiferent cât de mare e copilul. Este foarte supărată mama. În primul rând este supărată pe Ana pentru discuțiile care le face. Pentru că ele se înțelegeau? Se înțelegeau bine? Asta, mama stat cu noi în casă, în ultimii, de când a murit tata, mama asta numai cu noi. Deci ultimii doi ani de zile a stat cu noi în casă. Bine, noi nu eram acasă. Eu nu eram acasă, eram în Emirat. Și de discuțiile astea e surprinsă? E, e surprinsă, e supărată, normal, pentru că știe adevărul, adică știe cum ce, sunt, ce era în casă la noi, adică știe exact cum sunt eu ca om. Și nu acceptă lucrurile astea. Adică s-a supărat foarte tare pe Ana. A cunoscut-o mama ta pe Corina? Da. Și Bineînțeles că a cunoscut-o. Ce zice? Să aibă iarăși un nepot? Să aibă un nepot. Al treilea. Al treilea. Important e să fie și dumneavoastră bine. Asta e tot ce contează Doamne, ajută, și, și eu sper. Să sănătatea. Pentru că uh... Știu că tu voi, ați, tu ai mai avut încă un, un, un copil care, din păcate. am avut o fetiță, da. În care, din păcate, la vârsta de un an s-a pierdut. Da. Asta sunt momentele alea pe care. A fost un moment dificil atunci în viața mea. A fost primul copil să... pe care l-am avut cu Mariana, și la vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară. Avea tetralogia falo, inima nu se împărțise exact în... Cămăruțele. Cămăruțele, așa. Și a trebuit să o operăm. Perioada aia eu jucam la steaua. Am dus-o la Cluj, a operat-o, doctor ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operație la inimă, să vadă exact cum decur lucrurile după aia și, din păcate, n-a re reușit. Dar la un an și o lună a fost operație. Și așa ai pierdut. Așa am pierdut. Apoi a venit Luca. După 5 ani de zile. După 5 ani de zile. Și relația ta cu Mariana atunci n-a fost druncinată de chestia asta. Știi că întotdeauna relațiile parcă se mai distrug. A când fost a... o perioadă grea, numai că eu după un an de zile am semnat în Germania, am plecat în Germania, Mariana a venit cu mine și atunci lucrurile au mers mult mai bine. Ea a rămas în continuare în Germania, da, acum, Alia. Da, da, da. uh, cum, cum erai tu când erai mic, știi? Parcă, parcă niciodată n-am auzit cum era Laurențiu Reghecam, care acum uh, vorbim de un antrenor care își permite foarte multe lucruri pentru că a muncit, pentru că e talentat. Cum erai tu? Pentru că la un moment dat spuneai, băi, copiii ăștia nu mai au copilăria pe care o aveam noi, să te cațări prin copac, să te duci, să Eu am fost faci un tot felul de lucruri. Foarte cu minte, în primul rând, eram bine am fost crescut într-un regim militar de tatăl meu. Nu aveam voie să-mi fac altceva în afară de mingea de fotbal. Domnul Harry Domnul Harry, da. Când îl văd pe bebe, mă văd pe mine. Exact așa eram. Bine, bebe și fecioară, e născut la fel ca și mine în septembrie, el născut în august pe 31, dar eu sunt pe 19. Este fecioară ca și mine și cred, are foarte multe din, din caracterul meu. Din, nu-i place Crescitor, să certe, da, nu-i place să e foarte ascultător, prinde foarte repede. Eu am fost crescut ca la armată, la mine nu există treia să am 10 pe linie la școală, trebuia să nu întârzi la antrenament, trebuia să mă duc, să mă întorc. Tatăl, Dacă, tatăl da. era mai dur? Tată, mama nu. Mama era băiatul lui mama. Mama era... Era ok. Au fost, își doreau să te vadă fotbalist. Da, Tata și-a dorit enorm. Bucuria Tata -a, a mers cu mine peste tot. Când eram copil, mergea cu mine peste tot, la toate turnele, la toate... Bine, pe vremea al Ceaușescu atunci era ușor, pentru că nu avea altceva de făcut. Și ai jucat la Steaua și apoi tatăl tot a văzut și antrenorul echipei la care ai jucat. Da. Cred că o mândrie. Da, dar l-am luat și cu mine la meciuri internaționale, l-am luat la meciuri, l prins. După a avut un accident cerebral și după aia a avut o perioadă de un an de zile unde n-a mai putut merge. De... Da. Cum e viața asta, Laurențiu? Cu de toate. Spuneai la un moment dat că ți-aduce aminte în copilăria aia, când ieșai în fața blocului, ieșați toți băieții din bloc, vă jucați împreună, aveam mai băgau părinți în casă și... Acum, parcă copilăria copilor din ziua de astăzi este cu totul și cu totul alta. Păi nu mai au, nu mai au cum să se joace cum ne jucam noi. Pentru că au alte... E altă lume. Au alte lucruri de făcut, acum total diferit. Tehnologie. Păi, înainte noi nu aveam altceva de făcut. Treia să ieși în fața blocului, să te joci cu ceva, cu o minge, să te joci la coș, să te joci tenis. Ce, să te ce ți-ar plăcea să facă și cum ți-ar plăcea să fie copilăria n -n băiatului cum. care o să vină în două Nu avem cum să punem... să ți ar facem... să-l faci fotbalist? Mă, sincer, mi-ar plăcea, da. Dar nu trebuie neapărat. Adică, cum o fi, sănătos să fie, cred că asta e cel mai important. Cel mai important. Uh... Legată de Corina, dacă mi-am aminte, că am văzut aici, s-au găsit foarte mulți prieteni, au apărut dintr-o dată. Păi, mulți prieteni, mulți oameni care o cunoșteau, uh -huh. care cu siguranță o știau de undeva. Apureau uh -huh. scrisorile, mesajele, mail-urile. Am văzut la un moment dat chiar pe uh, Camara a dat uh, o declarație și un uh, interviu. Lucruri care, cred că fiecare om are un trecut al lui și are o viață a lui. Și este normal să fie așa. Și e normal, exact. Eu n-am nicio problemă, adică, nu știu, şi, mi se pare urât. Mi se pare, și eu cunosc o grămadă, am cunoscut, am fost și eu copil. Am avut și eu 19 ani, 20 de ani. Am făcut, toți am făcut la un moment dat ceva. Adică să ieși, nu știu, mi se pare aiurea, mi se pare sincer. Să <laughs> ieși acolo să spun pe ei, am fost cu nu știu cine. Hm lucruri care... Ok, și? Da. Și ce? Uh, uite, a deranjat-o, țin minte că a fost o chestia asta, te-ai și ai făcut o ședință foto, Corina, fix în același loc în care făcuse cu ea. N-am făcut eu cu Ana Maria acolo, dar este știi, o minciună. Dar, dar știi povestea aia? Uite pozele, uite covorul, uite rochea, uite nu știu ce... Este adevărat. Este un, un, un studiu foarte frumos pe care îl deține soția domnului Badea, fostul președinte al Dinamo, unde Ana Maria a făcut într-adevăr o dată o ședință foto când s-a deschis acest studio. Dar nu cu mine. Ana Maria n-a fost cu mine acolo. Mm -hmm. Și dacă ar fi fost cu mine acolo... E un studio foto, scuză -mă, adică... scuză Dar ce am făcut? Sau ce? Eu mă gândesc să o copiez pe Ana Maria sau să fac ceva? Niciodată nu am gândit la lucrul ăsta. Niciodată nu mă gândesc la lucrul ăsta. Uh, și dacă știam poate mă gândeam. Dacă știam că ea a fost acolo, mi-am așa vagă aminte, dar n-a fost cu mine. <laughs> și să spună ea, să spună că ce? Că am făcut poze și de aia era supărată sau ce? Da, că te-ai până la urmă să faci poze în același loc unde ai făcut cu ea sau unde a făcut ea. Așa. Cu aceeași, nu știu, cu fură ținută. Nu știu. Eu aceeași. <laughs> da. <laughs> nu, Corina că avea sau nu știu, habar n-am, nici mai știu. Ca ea? Da. Păi ea avea părul ca lui... <laughs> Einstein. <laughs> Nu? Ai niște, am nu? că ești tu. De <laughs> Mersi. Ai niște, Aș fi vrut eu să fiu băiatul ăsta da. din spate nu. Dar avea... Păi cred, trebuie. nu mai ții minte. Sau avea meșele alea care i-a târnă până la fund. Dar nu, da. ai, pe bune, nu... Da, da, am înțeles. Dar au fost niște lucruri care pur și simplu... Tu nu știu cu ce da. o ajută pe ea cu ce câștigă ea cu declarațiile astea. Apoi a pus chestia asta, domne, cum să pui pe Instagram faptul că o să fii tată, știi, fotografia, ecografia. Și acum mă gândesc că tu ți-ai asumat relația cu Corina. Tu ai da. spus, bă, o să fim părinți acum, da. ce să facem, să stăm închiși în, nu, chiși, să în ne, casă, să ne ne mai ascundem, vorbim? Da. Nu, adică... poate ar trebui să-mi fac și o poze în chiloți. Serios. Acum știi cum e la tine, dacă le faci în short pe malu, pe, malu, pe, păi, pe marginea hai, terenului, uite, dacă e normal, e de serviciu la tine. Păi nu, dar fac și eu fața o, cu glinzi, mi-a luat o pereche de slipper și dacă sunt frumoși. Am o, să întreb și o fani. <laughs> cum adică de ce mi-am pus poza cu copilul? Ecografia, da. Ecografia, pentru că sunt fericit. Că am deranjat pe cineva. Știi, când spui așa, sunt fericit, ești uh, bărbatul la care parcă vrei să spui, mă, o să am un copil, o să am o familie, vreau să am o viață și vreau să am liniște. Păi știi? chiar sunt fericit. vreau lucrul ăsta. Sunt fericit. Câte și credem că nu fac lucrul ăsta ca să-i fac în ciudă lui Ana Maria sau să-i fac rău. Și am spus lucrul ăsta. Absolut tot ceea ce fac, fac pentru mine că vreau să fiu fericit. Fă și tu același lucru. Își pierde timpul degeaba. Ai se că umple, adică e plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care o să-i dăuneze la un moment dat lui Bebe, pentru că, până la urmă, eu sunt tatăl lui. Indiferent cum aș fi, sunt tatăl lui. Cum i-ar sta mie acum să vin să spun ce făcea Ana Maria, că știu și eu, na, 15 ani de zile, îți dai seama că știu multe lucruri. Dar n aș putea să fac niciodată așa ceva. Cum să vorbesc eu de mama lui? Cum să spun eu vreodată ceva de ea? Ți-ar plăcea să vezi că să aibă o relație, să își continue viața? Aș nu? fi, Dar... cel mai, probabil, aș fi cel mai fericit om din lume. Probabil atunci se va potoli. O să-i spună la băi, gata, mă, ce faci? Ești cu mine aici și totul ei pe ăla. <laughs> tot cu fost. Câți ani ai tu la ora acum? 46. Mulți înainte. Mulțumesc, Corina, fi. cât are? 29, face 30 astăzi. Astăzi e ziua ei? La 12 noapte. Pe 16 februarie? Uh -huh. Corina, la mulți ani. La mulți ani. Deci, da. 39 de ani? Cât? 29. 29, face 30. Stai. Deci, a face așa, face 30 de ani. Da. Deci, ai 29 de ani? Da. N-aș fi zis, iartă-mă. Adică nu ca să complimentez, dar mă gândeam că o să-mi spui acum, Corina are 20 de ani, 21 mm. de asta. Deci 30... Ah, tu te gândeai la imaginea care a făcut-o Ana Maria Da, nu, mă gândeam că zic, bă, totuși... Și oricum nici nu arată, știi? Adică nu arată de 30 de ani. Uh, bun. La mulți ani! Să, fi, să fie să fie fericită da? și și mă bucur că, uite, uh, sunteți aici pentru că probabil și cu Corina ați luat decizia asta. Pentru că exact cum ziceai, ziceai mai devreme, îți place să vorbești cu omul de lângă tine. Te referi la emisiune? Da, să vii da, și la podcast sigur. și să, să, să poți să vorbești. Adică pentru că sunt niște lucruri pe care poate și vrei să le, să le spui pentru bebe atunci când va crește mare nu aș... sau când va căuta pe Google. Pentru că știi ce mi se pare? Tu n-ai spus... Exact lucruri pe care le știi din 15 ani de viața voastră, n-ai zis, haideți să spun eu de ăla, de asta, de ăia, de când, dincolo, de, de acolo. Doar ai răspuns un pic la lucrurile pe care ea le-a le aruncat în, în lumea asta, în social media, atât de mult. Și nici nu am făcut împărțea cu prietenii și cu rudele. Știi cum? Deci, Ana Maria. Ea a unit la un moment dat, am văzut pe toți nu, și nașul și nu știu care nu. și nu mai ai lauri. Erau la o masă undeva, nu știu <laughs> nu știu unde. Nu? Dar e, nu ești cu mine, ești împotriva mea. Da, da. Stai un puțin, păi ce treabă are omul ăla cu ce se întâmplă între noi? Aveți prieteni comuni în continuare? Bineînțeles, avem și fine avem nași, avem oameni care... Nu cred că trebuie Dar să bine spui să... că ea mai vorbesc cu tine, că o să aibă cum să nu vorbim. Dar toată lumea vorbește cu mine. Și dacă e ceartă, ce? Glumesc. Înțe... Ha, mă, că te pe bune. Bă. și ce treabă are un om care... Eu, eu le spun tuturor, vorbește-mă cu Ana Maria, du-te la ea. Ajutați-o, dacă puteți să o ajutați. Numai nu -mi faceți mie rău. Nu-mi trimiteți mesaje că vă pune Ana Maria. Nu faceți hoții că vă pune Ana Maria. Adică nu mă băgați pe mine în oala asta. Dar să te duci să-ți respecti nașa, să vorbești cu ea. Foarte bine. Foarte bine, fo. Asta era una dintre întrebări pe care mă bucur că ai lămurit-o. De ce după câteva săptămâni v-ați despărțit după ce ați făcut un taia și ne-ai explicat exact cum a fost? Divorțul spui că ți-ai dorit să se termine repede, dar nu crezi că se va termina repede, cu toate că lucrurile pe care le aveți de împărțit, tu ai fi de acord într-o discuție să le tranșați nu. și n-ar fi nicio problemă. Ceea ce facem acum în prima fază este doar divorț. Vom stabili programul lui Bebe, pentru că, bineînțeles, eu nu o să mai accept lucrul ăsta. Adică vreau să am un program fix când pot să-mi iau copilul, fără să fie vreun scandal, fără să intru cu ceartă, să mă duc cu el, nu să mi se pună condiții, îl iei, dar nu stai cu aia sau nu faci cu... Păi stai puțin, Ana Maria, ci eu îți spun ție, stai cu bebe, dar să stai singură, să fii Fecioara Maria. Fă ce vrei. Atâta timp cât ai grijă de copil. Că, bineînțeles, și treaba ai tu cu cine stau eu sau ce fac eu că tu inventezi și spui prostii, e problema ta. Fă ce vrei. Iala. Eu sunt fericit cu cum sunt. Și numele de regie, că am fost să rămână în continuare? Alu Bebe? Alanei Maria? Nu. Păi nu vrea. Ea vrea Prodan. Da, da, zic că nu o cheamă Prodan. Păi și pune numele Prodan, ce? Ah, okay. Ce, nu poate aia să facă lucrul ăsta? Păi mâine vine cu certificatul de naștere. O cheamă Prodan? Păi da. Ce nu crezi? Și color. <laughs> 3D îl faci. <laughs> 3D. Uh, dar asta vreau să Da, Dacă ea vrea să păstreze numele de uh, Reggae Camp, ai fi de acord? Doar dacă m ar ruga Bebe. Aș fi de acord, dar nu cred că e cazul să vorbim despre lucrul ăsta, pentru că... Adică procesul practic e divorțul și apoi o să urmeze celelalte lucruri de partaj și așa mai departe. Da, nu. Prima dată divorțul și programul lui Bebe. Pentru că trebuie să stabilim foarte clar că... Să nu mai existe stres în viața lui, să aibă un program stabilit, să vedem exact ce vrea să facă, unde vrea să continue școala. Eu, pe mine mă îmi trimit de la școală, de la școala americană, îmi trimit mail să vorbesc pentru anul viitor. Lucrurile astea nu se fac pe ultima 100 de metri cum s-a obișnuit Ana Maria în ultimii ani. Trebuie să facem o programare, locurile sunt da. limitate. Ca la orice de școală. Da. Adică trebuie să facem un plan și să ne ținem de el. Vrea să plece în America, vrea să-l ducă, am înțeles, vrea să-l ducă la școală de fotbal, la AMG în America. N-am niciun fel de problemă. Dacă mie Bebe îmi spune că vrea să meargă, eu îl susțin din toate punctele de vedere. Da, cu fetele cum te înțelegi? Cu Rebecca bine, cu Sara s-a răcit din cauza Anei, dar nu le condamn. E normal. E mama lor. Dar pe undeva doare. Adică pe mine mă doare. Pentru că știu... Aveai o altă relație cu ele. Știu cât am făcut pentru ele. Adică, pur și simplu, nu o să spun niciodată că am fost tatălor, lor, pentru că nu este adevărat. Ele au un tată și totdeauna le-am spus lucrul ăsta. Eu n-am declarat niciodată, nicăieri, că sunt tatăl fetelor. Am spus că sunt tatăl vitreg sau sunt ca un tată. Trebuie să respecte pe tatăl lor, pentru că așa e normal. dar pot să spun că am fost un sprijin foarte mare pentru ele și am pus foarte mult suflet. Iar de multe ori mă doare. Nici cu ele, adică cu Rebecca mai vorbești, dar sau Vorbesc. o relație cu Sara m-am contrat de câteva ori, pentru că ea este exact temperamentul Anei și am lăsat-o puțin mai moale ca să nu mă cer cu ea pentru că nu avea rost. Să nu fie vreun conflict. Da. Dar ești mândru de, de ea, da, sunt e bună la basket. Sunt foarte mândru de ea. Și Rebecca face treabă bună acolo. Și Rebeca, la... Rebecca, Rebecca e la NL acum. Sper să-și să -și continue drumul și să... Cu Luca? Luca este cu mine, Luca este foarte... E relație mine. bună, pentru că la un dat am citit, a mai apărut cineva, stai un pic, că trebuie să mă ajut aici. Doamna... Da da, Beng? da, da, cine e doamna? Asta era mama, mama fetei... Mama da. Deci a apărut mama prietenei lui Luca. Da. Și doamna era supărată, să știi. Păi și... <laughs> Deci la un moment dat team dimineața și beam cafea cu Corina și... Da, și-am citit și am zis, a apărut încă o doamnă. Cine deci, este? Stai să vedem. Stai să vedem. Deci doamna, cum o cheamă? Peng. Peng? Este mama Sienei, prietena lui Luca. Aha. Și, a și doamna a simțit... Uh... Nu știu ce a simțit, am vorbit cu dânsa, e ok, i-am explicat, doamna, eu nu am... Uh, nu, că doamna era impacientată că o să-i lași pe copii uh, pe străzi. Pe străzi? Parc... Da. De care copii? Pe Luca și pe Siena. Pe acum, mai aici o fată. Păi o iau cu drag, n-am nicio problemă. Nu, dar știi nu. Eu glumesc. Adică nu. ziceau că, domne, să nu se întâmple ceva acum. Nu. Chiar vorbeam cu Corina într-o dimineață, beam cafea și când am văzut chestiile astea, l-am sunat pe Luca și chiar era cu Asiana și zic, Bă, copii, mă, ce treabă am eu? Bă, zic, nu mai... Mama ta mai lipsea acum. Zic, mă, ce treabă am eu? Zic, am văzut odată în viața mea, zic, de unde ce discuțiile astea, că nu le înțeleg. Știți că mama, Mă, Asiana, nici nu vreau să știu. Dar tu o cunoscusei pe doamna? Odată am văzut-o, da. Am fost să-l vizitez pe Luca și i-am zis, mă, ce rost au discuțiile astea? Tu nu înțelegi că nu știu despre ce discută, despre... Nici nu vreau să ascult. Că, mama, Asiana, du-te acasă, vorbește cu mama ta, rezolvați-vă problemele, spune că nu sunt eu persoana aia despre care vorbește, că nici măcar nu mă cunoaște, nu fac altceva decât să am grijă de voi... La doamna vorbea, pentru că la un moment dat am impresia Ana Maria le făcuse intermedierea asta. Adică a și spus undeva, a făcut. Îți dai seama. <laughs> Da, e că nu e, e... La un moment dat știi cum e. Dacă n-ai fi suficient de puternic să te mai și muzi sau să mai și treci peste momentele astea, cred că ai luat un pic așa. Cu, o era, raz, nu? O, -are o, o, o... E ran, adică nu mai adică e. Are, are talentul ăsta să manipuleze oamenii. Aici vorbesc de Ana Maria să manipuleze oamenii să ducă în direcția unde vrea ea are puterea asta adică ea chiar poate să facă lucrurile astea. și vorbind așa ai văzut repede pa pac, pa pac, zici mamă ce dreptate are ce ia e, e o femeie da. lumea sau oamenii care au mântuit ce o femeie rănită în dragoste care a suferit mult de tot ok pentru că tu ai uh, și eu nu pot eu nu, și nu pot să fără la fel tot. un bărbat rănit. Rănit, care a suferit din dragoste. <laughs> ai suferit din dragoste? Păi am suferit. Sincer, da. Dacă mă întreb de momentul la episodul ăla, da. Rău de tot. Adică momentul ăla cu, cu, Rău pumnul, de tot. cu Alex, ăla te-a făcut să suferi? Rău. Pentru că presupun că... Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Ana Maria ar putea să facă așa ceva. Niciodată nu mi-aș fi închipuit. Nu știu, tu ai vedea-o pe Andra să-i dea un pumn în gură lui, nu? nu, dar nici nu cred că are forța lui. Mi s-a părut că <laughs> Adică a fost croșeu direct. Adică, Dar și el ce cu a stat? Pentru cred că și asta, a fost un pentru, șoc. Pentru lucrul ăsta, cred, da, a fost un șoc și cred eu că merită să fie, adică, să spunem așa, iertat de toate lucrurile, pentru că al bărbat cred că ar fi avut o reacție. Eu nu cred că aveam reacție. Da, că adică... Adică mi... să-mi dea cineva un pumn în gură așa... Nu știu cum te... Dar zici că merită iertat pentru... Că n-a avut reacție. Adică a fost gentleman. Sincer. Tu ai mai vorbit cu el de atunci? Da, am mai vorbit de vreo două, trei ori. Am vorbit în anumite situații, gen ce aveam noi cu fotbalul. Profesional. Nimic de subiect ăsta, n-am vorbit niciodată cu el. Și nici nu vreau să vorbesc vreodată cu Mă gândesc, După Și după ce ai văzut chestia. Dar pe Iana ai întrebat, o băiana, te-a văzut televiziune. Bine, eu tocmai de aia spun că nu vreau să intru în subiectul ăsta, pentru că au fost mai multe variante pe care mi le-a spus. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu este ok ce s-a întâmplat și s-a terminat. Haide să depășim. Și am moment... suferit. Dar chiar ai suferit atunci, nu? Presupun că erau și mesaje de la tot felul de. Atunci apar prietenii. Bă mă cu voastră ta bă, glumițele. Au mai fost multe comentarii înainte, dacă ți-aduc aminte. Au mai fost multe comentarii. Au mai fost povești legate de divorțul Au mai fost povești nu, că de divorț n-au fost, au sau fost. de despărțiri, da. că sau că Ana Maria are pe Na. cineva, sau de fapt Laurențiu în Dubai are pe cineva. Ca să vezi că sunt vechi Da, 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 da. distant Dar eu nu eram în Dubai, atunci eram în Abu Dhabi. sau un în Abu Dhabi. Da, că era în Dubai atunci, se Na. se povestea de chestia asta. Și la ea erau legate tot felul de conexiuni. Eu zic... Eu, Obia, eu, dar știi cum e? e? viața unor oameni care sunt foarte vizibili și foarte puternici și la un moment dat apar și lucrurile astea și știrile astea și cred că dacă eu nu știi să brut, le gestionezi Eu n-am vrut să te... fiu vizibil Eu am spus la Ana Maria cum trei ani, patru ani mai mult când am vorbit eu când am avut o discuție cu cu și mi-a zis niște chestii care mi-a zis că o cont de ele în lumea asta noastră în lumea ta mai ales trebuie să fii cât mai puțin vizibil Asta spunea. N-ai cum pe, să vezi pe site-ul soției că ai Ferrari, că ai nu știu ce, că faci aia, fiecare zi la masă, în fiecare zi tu ești antrenor de fotbal. Iar discuțiile astea le-am avut cu Ana, dar le-am avut cu Ana în sensul bun al relației și al ce aveam noi, că ne făceam rău singuri. Și am zis, Ana, eu nu sunt ca tine, adică ar trebui să-ți faci un cont unde să spui tu, uite, Ana Maria, prodan. Să nu se ducă spre coach reggae camp. Că pierdem amândoi la un moment dat. Pentru că acolo e o cultură, e o tradiție, un mod de a privi lucrurile. Păi da, pentru că oamenii stau și se gândesc, mă, dar când mai face ăsta fotbal? Da, adevărul că, uite, e la masă, da, poți să te întrebi ce dar nu te speri pe Da, Mă, dar la un moment dat aveai un costum, o aia, sau da, nu da, știu da, cu... da, da, da. Tot Ava, Ana Maria da. a fost cu ideea? Mă, nu, atunci am, am făcut-o eu cu Adi, cu Mutu, da. am da. ieșit la masă și da, zic... Nu mai zis zis să... de ce vorbim, de da, aia da, vorbim, da, și zic, hai mă, zic, n-aveam cu ce să îmbrac Zic, bă, știi ceva, am îmbrac într-o pijamă Zic, te are și bebe un acasă Ne îmbrăcam amândoi, oricum team unde am fost în restaurant la Nusre Era la 3 minute, 5 minute de casa Aproape mea. de casa da. voastră Și nu, nu cred, A, și tu chiar în pijama ai fost îmbrăcat atunci Dar nu era pijama mă rog, e gen o pijama da. De asta care poți să o porți ca un costum Nu e pijama da, da, da. înțelegi? Adică se poartă. Și era... Dar îmi place foarte mult de tine când ai și autoironie, și glumești, și râzi, și asta, știi? Adică, poate unii oameni avem impresia că ești mai rigid, dar nu ești absolut deloc. Adică mi se pare că foarte... Când te cunoaște omul, știi? Adică ești foarte deschis și cu simțul umorului, exact. și cu de toate. Exact. Dacă nu cunosc persoana, sunt... Mai, mai închis? Sunt re -re retras total. Uh, Ciucă mi-a dat -o mesaj, să vedem ce zice Ciucă Ah, s a, s-a aflat pijamaua de lucru cu care Reghe a defilat, a trimis mesaj, uite uh -huh. aici. mă, uite, era cu, cu, cu mutul. Mutu, da, asta, asta, uh -huh. asta e. Asta e poza. Păi și Bebe e îmbrăcat tot în pijamaua aia. L are și la fel. Știi ce am observat? Vorbim la podcastul ăsta de o oră și 30 și ceva de minute. Când vorbești de Bebe, ți se schimbă fața. Când ai vorbit de Bebe, ți s-au măzit ochii. Uh, și îmi dau seama că Bebe uh, Bebeto e nu știu exact cum sunt și ceilalți copii sunt convins că și pentru Luca simți la fel și pentru fete chiar dacă da. dar Bebeto parcă nu știu da, pentru... e punctul tău sensibil din toate punctele de vedere da, este punctul sensibil, dar nu-l nu, nu mai... N-aș vrea să mă duc în direcția... Sufăr puțin pentru că nu vreau să trăiască el momentele astea, să citească în presă, să citească despre tatălui lucruri care nu sunt adevărate, să citească declarațiile Luana, pentru că nu l-ar deranja că îl știu pe bebe. Este Cum stai tu cu placa aia mână acum și citești astea. el este 24 din 24, pentru că asta este viața Generația. lor. Da, da. generație. Cred că cel mai tare îl doare când citește declarațiile Anei. Dar nu cred că, că i-a spus vreodată lui Anei. Îi mai spune din când în când că îl cunosc. Că nu e normal să declare așa că e tata. Am căn... mai avea în discuțiile astea și când ea se mai certa pe la televizor cu când unul și cu altul. Dar atunci era mai micuț. Acum bebea a crescut. Dar chiar a crescut foarte multe, foarte matur. Am avut multe momente când eu cu Ana m-am certat și intervenea Bebe, dar intervenea nu mai intervenea ca un copil. Deja intervenea ca un bărbat. Um, și de asta spun, mă vezi așa pentru că știu că suferă și nu vreau ca el să sufere, nu vreau ca el să Adică el trebuie să înțeleagă că are tată și mamă, fiecare nu mai suntem împreună, dar nu înseamnă că suntem dușmani. Adică nu câștigă că el, nimeni. Și că tu tot tatăl lui vei rămâne. și că el tot copilul tău și Ana Maria tot mama Dar, lui. Dar, cum a spus Ana Maria, vine ea, că ea este Dumnezeu din România și mi-a -mi dreptul să-i mai fiu tată. Sau cum a zis ea. Nu știu cum a zis. Da, știi care e toată povestea? Nu n-are da, voie. Da, nu, și mă gândeam altceva. Atâți prieteni aveți, atâția oameni oameni, n-a fost cineva oare în care și tu și Ana să aveți încredere să vă ia pe amândoi la o masă să zică, bă, haide să găsim soluția. Mm. Pentru că eu te văd pe tine deschis, adică eu cred că ai face chestia asta. Mm. Au încercat, nu? Hai mm. mă, cătă, că vune. Și cum zboară da. samburenii de aici? <laughs> Am înțeles spuneți zbor... Ce reclamă să face? De ce? A, deci nu. Ar zbura să tu, nu? Ciucă mi-a da. făcut semn că trebuie să comandă la Bringo, sunt partenerii noștri, fii atent, tot cu tehnologia, 90 de minute, oamenii ăștia îți aduc uh, tot ce comanzi tu de la Carrefour via Bringo, e aplicația, uite că e pe aplicație, comandă absolut tot și 90 de minute și cred că Bringo merge și la Craiova, merge în foarte multe orașe din țară, așa că poți să stai uh, mai mult cu familia, poți să te uiți la podcast dacă tu te uiți la noi, vă lăsăm în descriere uh, contul de unde puteți să descărcați această aplicație, nu vă costă nimic, doar cumpărăturile vi le aduce acasă un curier bringo 90 de minute de când ai comandat. Asta a fost momentul nostru publicitar, ca la pauza dintre uh, Da, ca la reprize. pauza între reprize, dăm noroc și mergem mai departe. La un moment dat am citit, m-a speriat de tine, că oamenii in pe Ana Maria cu mail-uri, a zis, ne scrie zeci de mail-uri unde ne înjură. Mm -hmm. Vorbește cu primii și ne amenință, dar nu-l băgăm în seamă. Mm -hmm. De multe ori nu deschide mail-urile de la el mm -hmm. și le redicționăm direct avocatului. Mm. Nu, n ai cum să mă... Da. n cum, să, n am cum să intru în filmul ăsta. Nu, deci credem, mă Mi-ai zis oricum, mi ai zis că în 5 luni ai 2000 deci, de mail n-am, n-am, cum și n-am voie, în primul rând, da. să-ți arăt mail pentru că o să intri în gurane. În primul rând, eu o să fiu Cresc penal, că... da. caz penal, direct, mâine la prima oră e la realitatea și sunt penal și tu ești dușmanul numărul unu că ți-a arătat reghe că nu, Eu nu, nu mă uit nimic. la asta, nu. și uh, în același timp am avut-o și pe ea la emisiune. și știi, uh, mă, Ești tu la podcast, mi se pare. Vreau să fiu echidistant și cu tine Foarte și mine. cu ea. Dar și Poate te și rog. pe tine te-a deranjat când ea a venit și am întrebat-o diverse nu, lucruri. Nu, nu, nu. Dar uite, apreciez că ai venit aici, pentru că au fost niște emisiuni în care a venit și la mine la emisiune, te-a făcut cu -co Știi Și uite, faptul că ai venit la podcast și faptul că ai vrut să vorbim și să fie asta, îți mulțumesc sincer. Că te mai suna și ți-am zis că nu vreau să intru datorită lui Bebe, nu vreau da, să intru. Așa este. N-am ce problemă, dar eu nu mă supăr pe nimeni care vorbește cu Ana Maria. De ce m-a supărat? Codin Maticiu, de ce să mă supăr pe Codin? Eu am vorbit cu Codin, m-a invitat la el la podcast. Am vorbit după ce a vorbit cu Ana, mi-a zis, când vrei, vină. De ce să mă supăr pe el? Omul își face și da. are de... Vrei să te duci, te duci. Nu vrei să te duci, nu te duci. Vrei să vorbești, vorbești. Nu vrei să vorbești, nu vorbești. Da. Adică ce, eu nu pot acum să stau să arunc, îți arăt în două secunde 10 mailuri, îți dau aici, facem niște bombe, știi cum sare netul în, oia un... o iaraznă. Da, adică da. tot ce v-a zis voi, Ana Maria, în două secunde poți să să-ți arăt, s-a dus totul. Dar nu fac lucrul ăsta, n-am cum să fac vreodată eu așa ceva, pentru că nu, nu văd ce aș câștiga. Uh, eu mă bucur că ai ales podcastul ăsta, ai fost un băiat înțelept uh, și îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Aici -a ai fost, știi cum e, față în față, nu te-a băgat nimeni la mijloc, nu ciucă? Da. Și avem și vin bună și apă bună, avem de toate și voie bună. Uh, știi, uite, avem un set de întrebări așa mai pe repede de înainte, pentru că aș vrea lumea, pe lângă povestea asta, să te cunoască și pe tine, Laurențiu, okay. reghe, cam pe altfel. Uh, dar fii atent, că sunt întrebări tare de tot. Okay. Fii atent, asta cât de tare. Uh, care dintre copiii tăi seamănă cel mai mult? Bebe. Bebe, direct, nu? Direct. Uh, ce place Ce-ți plăcea ce -ți ție să faci? Luca seamănă cu tata. Luca seamănă cu tatăl Cu tatăl meu leit. Nu cred. Late. Deci când îl vezi pe Luca, ai impresia că îl vezi pe, pe tatăl. Uh, când erai mic, ce îți plăcea să faci? Ce -ți plăcea să... Care era îndemânarea ta? Ce, prim, nu știu, ce făceai când Îmi erai Îmi plăcea mic? să prăjesc cartofi și să, să pun ouă deasupra. Mamă, și cu brânză rasă? Dacă aveam. Dacă nu, aveam, nu prea mamă. eram așa. Da, nu prea aveam brânză, mereu. Am înțeles. Da, tu... Vorbesc când eram mic. Da, exact. mi cam aduc aminte, cartofii mamă, și puneai două ouă și le amestecai aveam așa. Aveam tuci vechi, negru, care era de vreo 20 de ani, și-au cartofi în el, deci nu, nu mi a mai găsit un tuș și am zis, nu, mamă, măi, mamă, unde este tușul ăla și nu mai are. Mamă, ciucă, mi-a plăcut în gură direct și, mie. și ție. Nu? Direct. Și nouă ne place mâncarea asta. Era mâncarea studenției când am venit în București. Cartofi prăjiți, repede cu ouă, ochiuri oh. amestecate. Famă. Și dacă era și sezonul de roșii, să faci o salată din roșii. Băi, nene, băi! <laughs> <mă> pune, <laughs> pune sare pe rană. Nu e bine. Uh, când erai mic, uh, te-ai confruntat cu chestii astea de cum se confruntă în ziua de azi de bullying? Sau care erau problemele pe care le aveai când erai mic? De bătăi? De bătăi, de lucruri. Bătăi, totdeauna, la școală, la cartiere, la. Da. Asta era la ordinea zilei. Normal. Toată ziua stăteam peste, aveam cheia de gât. Mamă, cheia de gât și eu am avut cheia de gât. Păi, și unde vrei? Pentru că, că părinții erau la muncă. și pe stradă. Uh, acum știi să mai gătești? Cum nu? Știe, Corina. Știe. Ce gătești cel mai bine. Ce vrei? Bă, nu Ce cred. poftă ai, aia fac. Nu cred, așa aia bun ești? Aia. Rău sunt. Foarte bun, nu bun. Deci, a fost adimutul la un podcast aici și la fel spunea că gătește senzațional și odată nu știu ce meci a pierdut și atât de supărat era încât a stat în bucătărie și a făcut vreo cinci feluri de ba, mâncare. Asta pot să spun și eu că știe să gătească. Îi și... place, dar nu se ridică la nivelul meu. Adică el știe. Oh, oh, oh! Uite să-l întrebi. Champions League. Uite întreabă -l. Deci stai un pic, deci tu ești Champions League. Sunt. Deci declarație pentru adimutul, haideți să ne vedem în bucătărie care e mai tare. Zici că câștigi, nu? Ei șorțul înaintea Mamă, deci știu că... De, Zici ce faci cel mai bine. Orice, nu știu, ce vrei, ce-ți place. Și găteai zi. și când... Uh, și acasă, când erai... Uh, da? Și cu Ana atunci erai, da, tu da, găteai? Da, da, da. Pff, Ce bărbat. Acum, iarăși o să ne auzim de la bine. Mesaje, bărbați vedeți-mă? Până și Rege cam știe să gătească, știi? Adică, uite. Uh, așa. Uh, aveai un vis când erai copil? Și care era visul tău? Făcând fotbal de la 5 ani, visul meu era să te vin fotbalist. Și când am erai... început de la cinci ani, adică pentru mine n-a fost ușor. N-am -am avut o copilărie numai prin fața blocului. Am avut un program foarte strict, am zis. Și militerie. când erai mic, unde de la ce echipă îți doreai să joci? Am jucat la Chindia Târgoviște. Dar... Și când erai la 5 ani, ziceai, bă, vreau eu să crezi mare, să ajung nu, la... Noi, eu am crescut cu Steaua București. Da, Și uite, băiatul ăla Champions de la... League. Și uite, băiatul ăla de la 5 ani a ajuns să joace la Steaua București și apoi să o antreneze. Ceea ce și mi se să pare... joace și în Champions League. Să joace Grupe. și în ce... Ceea ce mi se pare senzațional. Dacă ar fi mâine să te duci la România, o talent, cu ce ai concura? Mm, nu. nu. Sunt prea timid. Știi să cânți? Nu prea. Când mai beau așa un pahar, poate, mai când prin baie, dar Am nu. înțeles, ok. Nu, dar uite, ai putea să participi cu ceva gătit, rapid, acolo. Nu, nu, nu. Nu, nu Sunt timid, nu. Uh... Ai ticuri? Antrenorii, am văzut că de foarte multe ori au ticuri. Uh, Mi-aduc aminte de Angel Jordanescu cu... cu iconițele, iconițele da. uh, de diferiți uh, antrenori care au tot felul de. Da, hai să spunem, ticul meu este că beau apă. Beau foarte multe apă. Știam chestia, uite, asta zicea și știu băieții au zis, bai, vine reghe, scoate apa, și am pus -o aici au, cu acarpatica, trimite ține apă să avem. Multă? Beau cam 4 litri pe -o meci? meci? da. Deci 4 litri pe meci? Da, da, șase 6 sticluțe din alea mici. Adică asta e să te relaxeze, te calmează? Nu știu, pe tine. simt nevoia să tot beau. Care e ultima miciună pe care ai spus-o? Mm. Poate să mă salvez din vreo situație ceva, dar nu știu. În rest, nu? Nu știu. de uh, plânzi vreodată, dacă plângi, ai spus că ai Mă, e o chestie care... <laughs> Urmează acum, e o minciunică, dar nu e o minciunică spre bine, da. adică de fericire. Care? Dar n-am -am cum să-ți o spun. A, o să-ți spun mâine. Da? Da. Deci, <laughs> mâine. Da. mesaj e Simplu, okay. Ziua ei, probabil că e o surpriză și nu pot să zic acum. Păi, minciunică, așa e? Păi, minciunică, probabil că a mințit tot ceva, dar. Știi? Trupa? Nu știu, uite, vezi ce deștept e și tu ești și, cu Sergiu Nicolae da. <laughs> 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 și tu că e Sergiu Nicolae Are și ăsta scenariu da, în cap, are, nu? Are. are, are, e bine și el. De plâns vreodată ai zis că ai plâns. Plâng mereu. Și la filme? La filme, rău. Nu cred. bravo, bă, nu sunt singurul bărbat, mai care plânge la filme. Rău și tu plâng. plângi, că Bine, rău. mă, bravo. Uite, ia-mi treabă. Plâng? Plânge? Mamă, ce mi dau lacrimile, de nu. Nu cred. Pe cuvântul meu. și mă dau și așa într-o parte câteodată, că mi-e rușine. Dai da, să nu văd, Da? Noi, băieți, nu plângem la filme. Da. Ce vrei dacă mie îmi place să simt? Ai văzut documentarul cu Cristiano Ronaldo și cu. văzut? Și cu. Georgiana. Nu? Georgiana, da? Și dintre Messi și Ronaldo, care e mai tare? Dacă ai putea mâine să le iei la echipă în tine, la tine. Trebuie să alegi doar pe unul. Nu, n-am cum să... Nu, eu sunt mai mult către Cristiano Ronaldo. F am așa aici ne Îmi place mult și mie Cristiano de Ronaldo. De ce că... Muncitor. A, e altceva. Bine, nu că muncitor. Îmi place mie felul lui. A, nici Messi nu e de dat la o parte. Nu, dar dacă ar, putea, ar, trebui să alegi doar un singur jucător, Cristian. Îl aleg Cristiano Ronaldo pentru că Bebe este idolul lui Bebe, de da. Nu, des totul prin copil. Da. Că, știi că până să zici chestia asta aveam în cap să te întreb și dacă e impresaria de Ana da. Maria Prodan. N-am da. nicio problemă. Ziceam eu și da, mi-ai retezat aia cu bebe -a Ce pasiuni mai ai? Știu, mi-au zis băieții că ești amator De pescuit, că ești da, merg la pește când am timp Mai merg și la urnătoare Da, au venit mailuri? Da, am și mailuri, da, dar mesaj De la doamna? Uh, no, no, no. Nu, 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 nu mai vorbim pe telefon Prin mesaje, am închis orice da. Pentru că nu existau decât uh, Jigniri da, Și tu ai blocat-o în telefon? Am blocat da și da, e... nu mai vreau să mai am nicio legătură cu ea. Dar n-am ce. Că nu adică stau e blocată și pe WhatsApp, și pe mesaj, și pe tot, doar mail. -ul. Tot. Mail. Uh, bun. Uh, Pescuitu. Da. Gătitul. Da. Îmi place foarte mult să merg, de exemplu, când am timp călătorii, să mă plimb, să. Amintiri. Amintiri. Pe ce ai dat cei mai mulți bani și îți pare rău? Știi, când la un dat descoperi... Mașini. Pe mașini, nu? Mm. Cam câți? Adică ce ai? Le mai ai sau le-ai și... Da. am, am, am. Dar ăstea sunt banii de care îți pare... Adică duș într Îmi pare rău, dar investiția mi se pare prea mare la ce îți oferă. Adică... Care e cea mai scumpă mașină? 500 de mii. De euro? Mm. E aușiuc. Îți dai seama cât e schimbul de cauciucuri sau de ulei? Păi spun eu. Schimbul de cauciuc. E 8.000 un cauciuc. 8.000 de euro mm. un cauciuc? Cu geantă cu tot. Ah. Să ne zici nouă după aia ca să ne luăm unde stai, că, că e costisitor. Dar asta, a spui că lucrurile, între ghilimele, inutile... Sunt... Mă, nu, nu sunt inutile. da, Gen, ok, ai o mașină, îți permiți, dar... E muncă pies... la urmă, armei. Da, dar... E pierderea foarte mare. Bun. Uh, criptomonede, investești în uh, zona asta? Nu. No, și nici nu vreau să aud de discuția asta. Perfect. O dăm la o parte. Uh, da. dacă... Alt om e pe... Cine? Aie... Ana? Păi nu zicea că am investit în... În cryptomonede? Mm. Vezi? No, Eu n-am voie să spun nimic de partea asta financiară, că mă trezesc chiar cu vreo nebunie pe la televizor, că am ascuns banii prin nu știu unde. <laughs> Sub da, uh, Și știi ce vrem să te întreb Cum arată femeia ideală pentru tine? Asta e pusă de fetele din uh, echipă de aici care lucrează cu noi. Bine, Ines. Deci, cum arată femeia ideală? Da. Și acum s-a uitat un pic la Corina. Corina s-a uitat un pic da. la el. Și Corina ți-a zis, nu, nu, gata. Eu traduc așa semnele din spate. Nu știu. La mulți Corina. Cum? <laughs> no. uh, nu m-am gândit niciodată la, la chestia asta, nu știu. Cum eu n-am un tipar, gen. Nu știu, cred că e cel mai important lucru este prima atracție, prima chestie care se întâmplă între doi oameni. Nu știu, nu, -am, Chimia aia. nu am, Adică, gen te uiți la o femeie, gen, mamă, cum arată asta, ok. Gen ca admirator sau că te uiți pe un. Pe un profil de Instagram sau... un profil sau, de, da, Instagram sau ce zici, mamă, uite cum arată asta. Dar nu întotdeauna pozele care sunt acolo sunt Adevărate. Și cele reale. Cred eu că cel mai important lucru este la primul... Contact pe da, pe care la primul, primul lucru. Prima... Că după aia îți dai seama de tot ceea ce înseamnă femeia ideală pentru tine, gen. Că o vezi. O vezi și la baie, o vezi și la... Și, și, cum era, și, dimineața, și dimineața, în și, pat, machiată, și, lucrurile se schimbă și cred eu că cel mai important lucru ăla e. Nu, dacă te uiți cum arată sau să ai un tipar, nu sunt genul. Adică nu, nu sunt genul de om care să aibă tipar sau să aibă agendă. Da, atât contează... Atât am făcut să fii cu sufletul acolo. Da. Care e cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut-o în toată viața ta? Puh. Nu prea, Ți-am să am fost copil cu minte. Tâmpenie, Disciplina tatălui, da. Nu, nu prea, nu mi-aduc aminte. Ești un tip credincios, Laurențiu? Da. Chiar sunt. Uh, pentru că te-am întrebat lucrul ăsta. Știu că uh, sunt momentele când cumpe pe ne că este îți cauți salvarea și în așa ceva. Știi? Mm. Adică, când ai un lovnic cu care vorbești și încerci să-ți da. găsești liniștea sufletească. Și cred că e important să ai cu cine să, să vorbești și să. Îți spunea Octavian, palăr. Uh, tot mai povestit eu deci la podcast, când spunea că le recomandă tinerilor, știi, să creadă în Dumnezeu, pentru că atunci când ești singur sau n-ai pe nimeni, ai cu cine să vorbești, știi? Și mă gândeam că în momentele astea ai cu cine să vorbești și să găsești rezolvarea, să încerci să găsești soluția problemelor întotdeauna. Mai trecem la câteva întrebări. Uh, și ușor, ușor ne apropiem și de finalul podcastului. Uh, stai un pic aici. Cine te-a dezamăgit cel mai tare și de ce? Jur, așa era aici întrebarea păi în nu, celalalt, da, la Păi nu, dar te referi la ce? În viață, așa. Nu sunt perfect și nu pot să trag pe nimeni la răspundere. Probabil că sunt dezamăgit de uh, reacțiile și de comentariile și de circul ăsta pe care l-a făcut Ana Maria. Adică nu mă așteptam la lucrul ăsta. Ți-am și spus, nu mă așteptam pentru că nivelul ei eu l-am văzut altul. Adică am văzut, știam o altă femeie mult mai puternică, mult mai dreaptă, mult mai hotărâtă pe ceea ce vrea să facă. Adică nu am văzut-o niciodată cu chestiile astea. Adică eu nu sunt genul ăsta. Da, acum cum o vezi pe ea făcând toate? Nu mai văd nimic. Adică pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe. Atât în rest, nimic. Absolut nimic. Nu. Dar are un tatuaj mare cu tine acum, mi-am Să-l Nu cred. Să șteargă. Am și eu tatuaj cu ea mare. Ce am mai văzut o dată că am ieșit să. Am numele ei pe mână. Îți dau pic să. Nu. Guma Nu. Astea sunt lucruri care fac parte din. din viața ta și din. Acum, ce să facem? Nu e obligată să stea cu mine că am un tatuaj, sau eu nu sunt obligat să stau cu ea că și-a pus poza pe spate. Tu cu Corina stați la Craiova, împreună, nu? Da. Cum arată o zi așa a ta, ca antrenor? Și întotdeauna mă gândeam, că e multă tensiune. Ea, Pentru ea, foarte plictisită. Îți dai seama, astăzi, acum stă cu copilul uh, pentru că se gândește cu sarcina aia atentă, și... are noroc că e la Craiova, că e oraș frumos, Craiova. Și în, în fiecare zi surprinsă de ce încă o poveste care apare, încă un lucru care apare. încă. Adică eu, eu înțeleg, pentru ea, fiind și gravidă, sunt uh, amplificate lucrurile Lucrurile astea. astea nu sunt ușor de digerat. Și... Eu de multe ori am făcut apel la mulți prieteni, oameni din media, gen bă... Hai să o protejăm. Bă, e o femeie gravidă, adică puțin respect trebuie să ai, adică păi bune are 5-6 luni, mai are 2 luni și naște. Nu poți să faci lucrurile astea, adică nu poți să ieși ca e venit Ana Maria și a spus, ok, e dreptul ei să spună, să facă, dar mi se pare că e prea mult. Și o zi eu am foarte mult de muncă. În comparație cu adică alții tu nu care ai timp stau... să te mai gândești la lucrurile astea. Mă gândesc, îți dai seama că și pe mine mă, mă ating undeva, dar eu sunt înconjurat de foarte mulți oameni. Am copiii lângă mine, sunt 25 de jucători, fiecare vine cu problema lui, sunt probleme care sunt la echipă, uh, antrenamentele, antrenorii secunzi. Adică eu am cu ce să-mi umplu ziua, sau să spunem 5-6 ore. Pentru ea e puțin mai dificil. Și de-aia de multe ori eu stau și încerc să cumva să pot să umplu golul ăla unde nu sunt acasă. Pentru că nu este ușor. Mai ales când ai de tras și citești tot felul de lucruri pe fiecare da. zi, nu e ușor. Te-ai gândit după ce se termină povestea la Craiova să plecați din țară, să te muți în altă țară? Nu. No. De ce? Să mă mut din țară. Nu știu, să, ți-ar mai plăcea să mai antrenezi în Emirate? Ți-ar să, să mai... antrenezi. În Emirate Te-ai simțit bine acolo? Ți-a plăcut acolo? Mi-a plăcut. Poți să antrenez și în Saudi, pot să antrenez și în Qatar, poți să merg și în Europa în alte, în alte, la altă echipă. Deci, deocamdată nu m-am gândit la acest lucru. Deocamdată am contract doi ani de zile cu Craiova. Ești fericit de la Craiova? Sunt foarte fericit și planul meu este să reușesc să câștig campionatul cu Universitatea Craiova. Cred că ar fi cea mai mare lovitură de imagine care aș putea să o fac. Pentru că este o echipă care nu a câștigat de foarte mult timp campionatul, aici mă refer la Universitatea Craiova, înainte să se formeze cele două echipe. De fapt, este numai una, pentru că această echipă unde eu antrenez este continuatoarea la echipa mare. În restul problemelor nu vreau să intru. Da, nici nu le stăpânesc bine și de asta... Nu zic nimic, și... dar știu că echipa Universității Craiova, uh, mulți suporteri, mulți fani. Foarte mulți suporteri. Și pătimași. Foarte mulți suporteri. Și iubesc foarte mult echipa. Iar pentru mine ar fi un lucru extraordinar să reușesc acest lucru și am suportul patronului, suportul clubului, un club foarte bine organizat și, bineînțeles, suportul fanilor care își doresc foarte mult să câștige un titlu. Îți doresc din toată inima să câștigi Mulțumesc asta. Mult. Asta mă, asta, mă, face să... Și când am trecut prin momente mai grele și mă gândeam, bă, dar aș putea să plec mâine, am... sunt echipe care mă vor... Nu vreau să plec, vreau să reușesc să fac lucrul ăsta la Craiova. Să rămâi la Craiova da. și să aduci cupa da. acolo, în bănie. Să câștigăm Mama, am îți dai bunie, ciucă? Tu îți dai seama cum o să fie? Tu știi cum sunt oltenii la chestiile astea? Nu știu. Pf, când mergeam eu cu pandurii, eu sunt de la Târgu Jurel, cu pandurii, când da. Nu le-am așa cu fotbalul, dar uh, uh, uite, ca antrenor, mie mi-a plăcut, uh, da, încă o dată, Mourinho. Dar mi-a plăcut pentru poveștile și pentru modul lui de a fi. Și vreau să te întreb, tu ai un antrenor preferat? Am înțeles, Cristiano Ronaldo, da, 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 Ronaldo? Nu nu, 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 Eu, noi, în general, și tu, probabil, în meseria ta, urmărești oamenii de unde poți să te... Inspiri, unde correct. poți să înveți, unde poți să... Și noi, la rândul nostru, încercăm să ne adaptăm și să încercăm să fim la zi cu ceea ce se întâmplă în fotbal modern. Sunt 5-6 antrenori mari în lume în momentul de față care pot antrena orice echipă de top mondial. Adică ei numeri pe degete și, și vezi. Klopp, Guardiola, Guardiola Mourinho Adică Ancelotti, Zidane, sunt câțiva. Chiar mă, și Zidane, da, ce Adică sunt câțiva antrenori care sunt la nivelul ăsta și pe care îi urmărești și vezi, trebuie să te informezi ce fac, cum fac, ce... fiecare are altă mentalitate, altă... Și, Tactică. în primul rând, este și talentul fiecărui antrenor în a conduce o echipă. Trebuie să fii un psiholog, trebuie să te faci înțeles. Tu poți să fii cel mai mare antrenor din lume, poți să cunoști fotbalul să-l visezi, dar dacă tu nu știi să-i spui ceea ce știi... Adică dacă nu ești pedagog, să-i exact. să pui aici, în teren. Aici este Magie. talentul fiecăruia dintre noi și aici se face diferența, pentru că fotbal, în general, știu toți. Trec printr-o școală, învață, citesc, sunt la zi, dar e foarte greu să-i spui acest lucru în fața unor jucători. Și după aia vine ierarhia. Ai jucători de top, ai jucători care sunt... Unul are o problemă, celălalt are. Adică trebuie să știi cum să iei pe toți. E ca un puzzle. L-ai făcut, l-ai pus pe aia, ți-a ieșit imaginea. Dacă nu poți să faci lucrul ăsta, totdeauna o să ai o greșeală pe undeva și n-ai rezultate. Îți doresc mult succes acolo, nu e ușor nu e meseria asta, pentru că pentru o victorie te bucuri cât o zi, o zi iar și pentru o înfrângere suferi o săptămână. până vine următorul da. meci și încerci să vezi dacă da. poți să mergi mai departe. Da. Îți doresc din toată inima să ai succes, încă o dată apreciez că ai venit la podcastul Acasă la Măruță, mai ales că am avut emisiunea de Ana Maria Prodan, cum spuneam, a venit în emisiune, și așa cum o știm pe A Vulcanică, și a, a, modul ei de a povesti nu te-a determinat să zici, bă, nu mă duc și apreciez mult că ai venit uh, și într-un moment în care poate e și foarte multă tensiune și ai, ai lămurit multe lucruri pentru oamenii care se uită la podcast ăsta. Dacă pui aici bucătărie, putem să facem acasă la măruță cu Mamă. Adi. Să facem mâncare. Dar sigur, știi el, el știe să... ce o să vină, o să vină sigur, o să zică, bă, dar eu fac paste. Da, paste și ardei umpluți, mi-a așa făcut toată. Da, și, și ciorbă, e bun și pe ciorbă. Da, deci, Adimu, tu vezi că e bun și pe ciorbă. Nu e, mă, mă ce... Asta cu mine, dar dacă a stat la mine în casă patru luni, ce... Deci, asta cu mine la Abu Dhabi, De ce la a furat meserie de la tine? Nu pot să spun că a furat de la mine, doamne ferește. Nu. Rețeta a zis, uite, pa aruncă roșie altfel. probabil în perioada aia fiind mai lejer, el m-a lăsat pe mine să gătesc, nu mi-a arătat. La un moment dat, vreo vreo un an așa, a început eu să spună bă da, tu știi că știi, eu știu să gătesc, zic bă da, de ce n-ai zis până acum, de ce nu te-ai făcut și tu Remarcat, că le-am făcut ciorbă eu le rând. făceam, ciorbă de burtă, eu aveam șase, șapte, opt oameni la fiecare masă ciorbă de burtă le făceam, le făceam de toate. Mai ai fermă? Am pentru că la un moment dat că că ai luat o fermă pe care ai, făc... ai luat-o pentru că vrei să mănânci sănătos pentru tine. Am, și așa am, ai ajuns de la am, câteva am păcuțe... Am sere, am la vaci, am oi, am câte, porci. Câte, câte, cât mai ajuns să ai să mm. la o mie de... am, am, poate mai bine de o mie. De vaci și de... Nu, animale, De general. animale, o mie de... Am oi, am vaci, am capre, am porci, am... Și toată mâncarea și toată alimentația de acolo e? Da. Foarte tare povestea asta. Dar asta e ferma. Nu, mă, parcă și Ana Maria acum așa a cumpărat o fermă. Nu știu. Nu? gidiți să dăva, mă rog. Na, dar nu are ce treabă. Dar asta probabil. e ferma ta, adică. nu are... nu împărțiți oile și caprele după aia la barca. Dacă și... vrea, le dau. Nu, pot să i le dau pe toate. <cfie> trebuie să aibă grijă de ele. Păi nu-i muncă ușoară acolo, de asta zic. N-am nicio problemă. Nu m-am gândit la lucrul ăsta cât nu, și nici nu vreau să fac un subiect din chestia asta. Correct. Adică, pe, pe bune, mi se pare pe nimic. și s -a... S -a <laughs> hai, hai să se împărțim găinile. unde la ți, -a -a ți -a... Nu, unde ți-a plăcut cel mai mult să antrenezi în lumea asta? Uh, Sau în, ca... eu, în, Europa n-am antrenat ca să pot să fac o comparație. Da. Nu, locurile în care ai fost. Dar, stai seama, or, în orice loc unde am fost, am antrenat echipe foarte mari. În Saudi-Arabia, când am fost, am antrenat Real madrid al. Arabiei Saudită. Arabia Saudită, nu, al. Tot ce înseamnă GCC, cea mai mare echipă, al Hilal. După mine, înaintea mea a fost Cosminul Roie, după aia a fost și uh, Lucescu Răzvan, a câștigat da. și Champions League cu ei, adică o echipă foarte mare. Uh, am antrenat al Wakda. am câștigat în Emirate, în Abu Dhabi, am câștigat trei trofee, după aia am plecat în Dubai, am. Am, am fost weekendul ăsta în Abu Dhabi, sensațional uh, senzațional ce se întâmplă acolo. Fabulos. Ai fost? Da, am fost weekendul ăsta, chiar weekendul ăsta. Am, uh, am fost în Abu Dhabi și e fabulos uh, cum arată totuși cum se întâmplă lucrurile acolo și mm -hmm. zona respectivă. Ai fost la Emirates? Uh, am fost uh, la am fost la un eveniment privat știu, știu și e. am fost la palatul uh, regal, uh, cel mm -hmm. care poseseal da, da, Sheikh. Da, 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 la Emirates. Da, că acum el s-a mutat în alt. Extraordinar, senzațional. Emirates Palace este ce lume. Ce foarte frumos hotel. Da, superb, superb, fabulos totul. Și unde te-ai simțit așa? Ai zis că ți-a plăcut peste tot, dar dacă ar fi mâine să te muți într-un loc din lumea asta, unde te -a, ar plăcea? În Emirate mi-ar plăcea să trăiesc. În Emirate. Mm. E respectul foarte mare pentru familia acolo. E respectul da, e, nu, pentru. Nu, dar eu m-am simțit foarte bine. Și vara la 50 de grade ce făceați? Era cald vara, nu? Da, este cald, dar te obișnuiești. Te obișnuiești. Mm. Da. Deci, ciucă să notăm aici, gătim cu Laurențiu o odată, da? Și facem, mamă, Laurențiu Reghecampo adimutu. Stai să vezi aici. Și, Lauren, îți mulțumesc mult de tot. Cum și să ai drag. succes, să-ți meargă toate bine, să le lămuriți tu și Ana, să fiți fericiți și, încă o dată, la mulți ani, Corina. La mulți ani. Deci, ei, ai cumpărat ceva? Da. N-am voie. Ha. Nici la mulți ani nu poți să-i zici? Păi, la mulți ani am zis, cum să nu. Ne... La mulți ani. Și dacă te iubesc? Da, adică, no, sau... normal că o iubesc. Normal. Au venit mail-urile? Asta e că nu s-a difuzat no. podcastul. <laughs> Mulțumesc mult de tot! Oameni buni, el este Laurențiu Reghe, că am -l găsit în două ore la podcastul La Măruță, vorbind despre absolut toate lucrurile și vreau să vă spun ceva. La începutul podcastului am întrebat și am zis Laurențiu, dacă vrei să fie un subiect pe care poate nu vrei să-l abordăm, nu știu... Așa mi se pare firesc să procedez cu fiecare invitat care vine aici, nu doar cu Laurențiu. Nu a zis absolut nimic și am vorbit absolut despre absolut orice foarte deschis. Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru sinceritate și uh, dumneavoastră vă spun uh, să nu uitați, dați-ne share pe Instagram, uh, pe Facebook, uh, pe TikTok. Noi suntem și pe TikTok, stai să vezi. Dacă intri pe TikTok, da? Te-ai nenorocit A, să, nu, nu. să nu intri acolo, că nu, nu mai ai prins la că-ți arătăm noi după ce se întâmplă aici. Uh, și am încheiat podcastul ăsta. Cum, e? Cum era? Ai, n-ai, mingea, tragi la poartă. Da, ai, n-ai, tragi la poartă. Ai, n-ai, tragi la... la poartă. Viața merge înainte. Merge înainte. La mulți ani să fii fericit Mulțumim mult de tot. Mulțumesc mult. Mulțumim.